și a s-a dorit că 2021, la ora 12, sunteți invitați pentru a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Mărgân, cu toți în Bacău, care se va desfășura în sala mare a primării de Mărgân, a satul Mărgân, strada Luți, 1978, cu Mărgân, Hățul Bacău, unde va fi supus analize și dezbaterii următorul proiect al ordinii de zi. 1. Prezentarea activității desfășurate în parcursul anului 2021 la nivelul Comunei Mărgân, Județul Bacău, de către Cabinetul Medical Individual Tamaș Luminiță, invitat doamnă doctor Tamaș Luminiță. Punctul 2. Prezentarea activității desfășurate pe parcursul anului 2021 la nivelul Comunei Mărgân, Județul Bacău, de către Cabinetul Medical Individual Demisia de Gabriela Angela, invitat doamnă doctor Demisa. Punctul 3. Impunerea jurământului de către domnul Bărdăuță Gheorghe, consilier din partea Partidului Social Democrat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Mărgân numărul 15 din 16.04.2021, privind aprobarea reorganizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mărgân, Județul Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Local Mărgân numărul 44 din 10.11.2020 privind organizarea Consiliului Local Mărgân, Județul Bacău, de domenii de specialitate. Inițiator, primar Popa Costan. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărgân, inițiator primarul Popa Costan. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Uniunii Administrative Teritoriale Comuna Mărgân pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6.12.2021. Inițiator Popa Costache. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău a ACOR, inițiator primar Popa Costache. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de cont și cuantumului boselor aferente anului școlar 2020-2021, lunile septembrie-decembrie, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Mărgân, Județul Bacău. Inițiator, primar Popa Costache. Și punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, conform planului anual de evoluția taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat în managementul al desfășurării al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este cu el? Împotrivă, abține? Dăm cuvântul domnului secretar pentru prezentarea. Având în vedere invitații pe care avem astăzi în ședința extraordinară de Consiliu, aș propune cu permisiunea dumneavoastră să le dăm cuvântul doamnelor doctori, da, invitați aici, Cabinetul Medical de Medicină de Familie Orbeni, la fel Cabinetul din Scurta, fiecare dintre dânsile, firește, vor proceda la o scurtă prezentare în legătură cu activitatea desfășurată în perioada anului în curs, să luăm la conștiință, firește, de anumite aspecte, elemente, probleme întâmpinate în funcție și de evoluția pandemică la care suntem supuși. Astfel încât, rog, doamnele doctor, să își prezinte fiecare situație. Doamna doctor Damaș. Păi să încep printr-o informare legată de numărul de nou-născuți din anul 2021. 22 de nou-născuți, gravide în evidență 6, decese 36,
Bol cardiovasculare predomină în localitate. Aici, asta e ideea, la bol cardiovasculare sunt predominante bolile respiratorii. Cu probleme deosebite ar fi persoanele care necesită dependență de aparat de oxigen. Sunt câteva persoane în localitate. Boli digestive, boli renale, la bolile renale iarăși o altă problemă mai deosebită este existența cazurilor în care necesită dializă, boli reumatice, psihice, vaccinările care au loc la nivelul localității în decursul întregului an practic, cu invitații mai repetate pentru a se prezenta la vaccinare, dar până la urmă reușim așa într-o oarecare măsură, într-un procent de 80-90% să le efectuăm. Multe dintre mame mai ales au reticența cumva să fie vaccin anticovid și să le facem aceasta. Nu este în schema națională care se aplică, nu e nicio problemă pentru vaccinul anticovid, se știe că trebuie să ai acceptul părinților în situația respectivă. Ca bolnav de COVID, în izolare, momentan, ceea ce avem noi pe listă, nu ar mai fi nimeni, doar o persoană care este declarată rece pozitivă, dar internată. Și cam acestea ar fi mare problemele gravide, puține au zis gravide, doar 6 în evidență. Deci, ca o idee generală, scade natalitatea, crește mortalitatea, gravide mai puține, dar ăsta e trendul la nivel național. Nu sunt cazuri deosebite și cu COVID-ul, Dumnezeu, momentan puține. Sperăm să fie așa. Nu știu, sunt probleme așa care le-ați întâmplat acum de cursul anului ca și activitate medicală. Păi, cam asta v-am spus un pic legat de prezentarea la vaccinarea sugare. Că e mai dificilă, cu invitații repetate. Dar, până la urmă, se vine. Pentru dializă noi nu avem probleme, că vin mașinile și iau pacienții. Pentru aparate de oxigen, de asemenea, se ocupă aparținătorii și periodic iau o viză de la medicul specialist, de la o comisie care le dă posibilitatea să continue folosirea acestor aparate. În general, treburile merg. Da, și bine cu ele. Dacă dintre dumneavoastră vreți să adresați întrebare sau... V-aș ruga dacă sunteți amabile să ne descrieți un pic care este starea actuală a legăturii dumneavoastră ca dreptul medical individual Tamă Cămița cu școala unde. Dacă întâmpinați dificultăți în stabilirea unor relații între dumneavoastră și starea de sănătate a copilului. Dacă aveți un plan de colaborare în această privință? Un plan de colaborare... Nici nu mai știu, că mi-au prezentat domnii directori de-a lungul timpului așa, că ne solicită, răspundem prezent. A fost și o informare și parcă la biserică, o întâlnire la numărul 3, a mers domnișoara asistentă Duma prin vară sau așa, legat de probleme de igienă, de sănătate, așa. Triajul epidemiologic care le efectuăm cu ocazia începerii fiecărui ciclu de învățământ. Cam așa, acum înțeleg că va fi o problemă cu școlile, vor primi teste. Au primit de la teste. Deci chiar vreau să vă întreb aici, da. Care ar fi rolul dumneavoastră în ceea ce privește folosirea acelor teste? Da. Pentru că nu știu dacă școala
Care specialiști în zona asta. Chiar vedeam eu pe domnul ministru cum demonstra la televizor. Da. Nu știu, deci noi n-am primit nimic cum că ar trebui să ne implicăm în situația aceasta. Mai auzeam și că părinții să facă și să vină la școală cu testul făcut. Copiii, probabil la prima privire la conducere școlii, că astfel de decizii să se ia cu părinții sau să-l facă la școală. Da. Încât înțeleg la Orbeni de face școala. Da. Dacă așa am crezut bine. Și respectiv învățătorii, diriginții sau... Păi probabil conducerea școlii au desemnat un anume colectiv care se ocupă de problema asta. O sală specială unde merg fiecare copil și lasă fără. Cel puțin așa am înțeles să fim acuază în discuția cu conducerea școlii. Da. Și mai apărut cu ceva ca o noutate, că prin medicii de familie, acum nu știu ce ați primit dumneavoastră, ați putea interveni în ceea ce privește tratarea celor care sunt suspecți de COVID-19. Și puteți recomanda antivirale sau eu știu ceva de genul ăsta, dacă e ceva noutăți, dacă aveți noutăți genul ăsta. Nu, încă nu. Discuția ar fi fost, parcă legat din activitatea medicilor de familie, să... Tu-i guvern, am înțeles că vor fi ceva modificări în sensul acesta, dar prin medici de familie antivirale, că nu... Vreau să știm, și ce transmite și noi mai departe în condițiile în care astfel de informații s-au concretizat deja. Și ideea este că aceste antivirale să fie administrate în primele 7 zile de simptom. Da. Pentru că dacă se iau ulterior... Pentru prevenire. Nu. 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 Se iau strict. Deci, dacă simt, dacă te-o găsesc pozitiv, preventiv. Ca să se evite mersul la spital. Da, nu, preventiv nu. Nu există. Dar... Nu, că la tot preventiv, mă gândeam, cum vine cu niște simptome, răcețul, ce tușește, cu ceva, ce se întâmplă, vine la depistat pozitiv în prima fază, tot în acel test. Da, dacă este pozitiv, da. Și atunci, preventiv, înainte de a ajunge dincolo. Da, la aparate, deja e problemă. Ferească Dumnezeu. Dar ideea este că trebuie să avem certitudinea că e pozitiv și o altă certitudine că e în primele zile de evoluție a bolii. Păi bun, testele astea rapide care se fac, da, după astfel de certitudine? Da și nu. Da și nu. Dimineața la mine, la cămin, da, toate testele negative. După amiază? Vom vedea vineri. Da, vă dau exemplu, dedușarea mea, 51 de ani, la spital, produce simptomii. Da. Așa, îi face testul ăla. Da, rapid. Și o găsește negativă. Rapid. Ăla rapid. Îi dă drumul acasă, se simte rău, cheamă salvarea și la distanță de 2 ore, 3 ore, a găsit-o pozitiv și anunță DSP-ul. Care vine la trebuie. Și a făcut... Nu, a venit. Și a făcut PCR? Okay. I-a făcut PCR după de a găsit-o pozitivă? La distanță de 2-3 ore. Da, la PCR? Da. Salvarea când vine, face testul PCR sau tot testul ăla? Să știți că face și PCR și rapidul. Am văzut. Dar este cu care testul numește. Știu doar că la distanță de 2-3 ore, aceeași persoană negativă, la 3 ori pozitiv. Am primit, că noi primim toate persoanele înscrise pe lista fiecărui medic, prin un sistem, într-o platformă Corona Forms, toți, și pozitivi și negativi. Și avem o pacientă, mai de mult, care prin testul PCR era negativă și la testul rapid era pozitivă, în aceeași zi. Deci, nu mai e nicio regulă, nimic. Și așa cum v-am educat și la discuțiile anterioare care ne-am mai avut, vă vreți să trecem cu organizarea, să fim și noi informați, că vedeți că dumneavoastră primiți o anume evidență. Da. Noi primim o anume evidență și nu întotdeauna se sincronizează cele două evidențe. Dar să repet, le primiți pe toate, noi primim numai ce avem noi. Știți? Dar dacă comunicăm și informațiile astea ajung dintr-o parte în alta la timp, e bine, știm și noi exact cu cine, că ne putem trece cu IP-ul pe la ușă. Da. Iar dumneavoastră, la fel, urmați procedurile care sunt. Dar comunicăm și să transmitem informațiile astea de unul la altul. Da. Din informații pe care le aveți până acum, știți un caz de copil infectat cu coronavirus? Am avut. Ați avut. Am avut. A fost, a prezentat simptome respiratorii și am trimis cu mama, amândoi au fost hospitalizat prin oară. Da. Și, la vârsta? De copil? Un an și ceva. A, nu copii de școală. De vârsta școală? Nu, da, dar nicuți. De școală nu. Nu, dacă era la școală, dar să primim și noi informații. Și noi primim periodic informații, da, de la DSP, dar nu le primim la timp.
ca să fiu mai corect, deja omul intră în carantină sau deja a intrat, eu știu că trebuie să stai acolo, noi primim după 3 zile, o săptămână. Și ne pune într-o oarecare dificultate. Omul sună, noi neavând informația asta la mod oficial, nu putem să-i impunem să stea sau nu, decât să-i recomandăm ca cel care l-a verificat și l-a constatat fie pozitiv și l-a recomandat să stea în carantină, să stea acolo. Să stea și să nu se evite... Păi să știți că în momentul în care ne trimită nouă, trimită și eu doamna Lidia în sistem în... Sistem. Dar ați văzut că am avut discuții contradictorii că nu... nu prea s-au corelat informațiile astea. Dacă mai sunt alte, eu știu, întrebări, curiozități din partea dumneavoastră vis-a-vis de subiectul ăsta care m-a cenut pe toată lumea. Dar din comisia asta care face parte școala, nu ar trebui să fie și ceva în cazul medical? La care comisie face? Care puteți să intre? Numai în condiția în care școala are angajat medic sau asistent. Corect. Numai în instituțiile unde în schemă și organigramă sunt angajate. Iar dacă cel care a legiferat, nu pomeni de medicul de familie să fie prezent acolo, nu știu dacă se poate duce așa de... Nu. Iar acest test am înțeles că nu este obligatoriu. Da, da, mai e și aspectul acesta. Ca să complicăm informația. Iar formularul cu acordul părintelui trebuie adunat la școală, ca să nu apară discuții, că se face testul fără acordul părintelui. Dar înțeles că școala a luat măsurile astea de siguranță și nu sunt probleme. N-am avut de nicio sensizare, că ar fi plus, depozitarea testelor se facă într-un coș special amenajat și preluat de către... Dar au fost instruiți directorii de subiect. Nu pot fi aruncate oriunde. Virus pe rog. Au fost instruiți și sunt oameni să vă respecta, că altfel e destul de rezumos. Deci ce am înțeles de la domnul consilier Popa Nicolae? Mulțumesc de ziua lui. Că testul, adică părinții pot opta pentru sau împotriva testului? Da, așa este, da. Împotriva dimineața am avut... Deci părinții, dacă nu acceptă, nu îi faci testul și intră în școală, nu îl ce testați? Și se raportează situația la domnul dirigente. Dar se creează o stare? Da, și domnul dirigente. Ok, da. Completează acolo, în făcând o, să zicem, chestiune electronică către minister, situația pe clase și cine s-a vaccinat sau nu. Asta se știe la nivel, tocmai cel de testat s-ar putea să fie pozitiv. Da. Cine testează și ceva. Și ar trebui cel care refuză să facă online. Discrepanța. Dacă nu vrei să vin colectivitate. Nu e prevăzut această. Nu e prevăzut. Și vreau să spun că este făcută cu cap la cap. Nu-i deocamdată, dar asta se poate rezolva, pentru că oricum e o criză. Exact, acela poate fi. Da, orice lucru se va îmbunătăți, probabil din măsură ce se va întâmpla. Măsură ce se va întâmpla. Dar există excuză să se răutățească mai mulți copii sau părinți să spună nici noi nu mai vrea să sună la timpare. Da. Copiii sunt fițoși, că de ce să spui pe acolo? Da. Și să nu spate ceva. Poate agitați, poate că lor nu se întâmplă nimic. Adică îi înțeleg pe cei care zice așa. Da. Dacă mai e ceva de discutat, pentru ordine, pentru că trebuie medicală de ordine. Dacă nu, doamna doctor, noi vă mulțumim. Sănătate și... Da. Da, și să auzim și un pic în scurt, dacă poate sunt probleme care mai așteptă. Ok, sigur. Vreau să vă și de noastră. Da, doamna doctor, dacă sunt de bună ziua, mă numesc Elisa Gabriel Angela, sunt medicul care a preluat punctul de lucru în scurta, pentru că așa parte organigrama mea, punct de lucru. Mai avem un punct central într-o altă comună, cum mai zborul Perheciului, unde sunt nevoită să mă duc 3 zile pe săptămână. De la început, noi ne-am înscris pacienții, să zicem, cu data de 30-31 august și a fost demarat acest proces și încă mai continuăm pe cei care, în special pe cei care locuiesc și sunt în scurta, ca să le facilităm accesul la serviciile medicale gratuite, ceea ce înseamnă și efectuarea unor analize medicale pentru a preveni, practic, răspândirea acestei infecții respiratorii și viroze gen COVID-19, pentru că foarte multe persoane nu știu, dar și persoanele vaccinate pot transmite boala dacă nu păstrează anumite măsuri de distanțare și așa mai departe. De aceea, cei care sunt la noi, cu cei care suntem la noi, suntem deja obișnuiți. Pentru mine este deja a patra lună, să zicem.
așa de când am început. Casa a început să ne valideze pacienții începând cu 1 noiembrie, deci 2 luni am lucrat practic voluntar să înscriem. Ca și lucruri deosebite, am constatat că toată populația este destul de interesată în servicii medicale, mai ales că avem și un dispensar extraordinar de frumos, amenajat și ar fi și păcat să ne batem joc de programul de lucru. Programul întotdeauna mi-l mențin de la 8 la 1 jumătate și cabinet și restul teren. Am fost și în teren. Din păcate, cu această pandemie ne-am oprit puțin, pentru că atunci când începeam să mai fac și mult teren, au început să devină și cazuri mai multe pozitive. M-am dus, am testat și la domiciliu o persoană care ulterior a trebuit să o monitorizez. Monitorizările acestea de COVID, că tot am început discuția de COVID, se fac la distanță de către medicul de familie. Până acum noi nu suntem obligați să venim la domiciliu să testăm. Testarea gratuită se face doar prin serviciul de ambulanță 112 și chiar și în afara programului de lucru ei dânsii sunt cei care vin echipați și testează și ne informează, așa cum a spus și doamna doctor, prin această formă coronaform, cine e negativ, cine e pozitiv și dintr-o dată ne ușurează munca. Pentru că dacă nu este pozitiv și persoana prezintă semne de infecții respiratorii, poate fi cu totul altceva și atunci tratamentul se va schimba. O putem primi în cadrul cabinetului și o tratăm altfel. Dacă este o persoană depistată pozitiv, odată anunțată de DSP și monitorizată și de către departamentul de monitorizare în DSP, va trebui să spun absolut tot cu cine locuiește și toți aparținătorii care locuiesc în același domiciliu și apoi noi, la fel, începem să facem un chestionar pe care noi îl avem și să urmărim zilnic, timp de 14 zile și aici atenție că nu toți colegii au semnat contract de monitorizare zilnică, eu am semnat și sunt obligată să urmăresc desfășurarea bolii în detalii. Ce am constatat? La persoanele care au fost vaccinate deja anti-COVID, simptomele au fost mai puțin grave și cu recuperare mai repejoară, adică nu așa, a stat mult și după aia cu simptome după. Cei care nu s-au vaccinat și au trecut natural prin boală, au trebuit să iei o formă de tratament pe care noi am avut-o de la început de pandemie, liberată de mai mulți colegi epidemiologi din București. Fiecare medic de familie are libertatea să-și aleagă din acea rețetă, să zicem așa, ce anume se potrivește fiecăruia, deci este mai mult o formă personalizată. Unii colegi dau antibiotic de la început, v-am zis, fiecare este perfect în măsură să aleagă după simptomele care prezintă pacientul. Acum, și pacienții prezintă diferite simptome. Altele fac forme ușoare, care nu necesită antibiotice, pentru până la urmă să admitem că COVID-ul este ca un fel de gripă, dar dacă se complică, devine o pneumonie urâtă de tot și de-abia de atunci vorbim de spital. Deci dacă noi știm de la bun început și discutăm cu persoana care a fost recent depistată pozitiv și o luăm din primele ore la întrebări și îi spunem anume ce să ia și cum să ia și rețetele se pot transmite atenție prin online, deci nu e nevoie să vină cineva personal să-i dau hârtia în mână. Avem această formă de comunicare facilitată de sistemul computeristic să transmitem rețetele către farmacii și farmaciile doar predau pachetul și a plecat cine se oferă să lase pachetul, că așa se face în România, așa. Deci au fost preluate, au fost monitorizate timp de 10 zile maxim, majoritatea s-au rezolvat la domiciliu, pe forme ușoare vorbesc și medii. Care au fost forme mai severe, eu n-am avut forme severe, de exemplu, până acum, adică severe la modul să ajungă în spital și să nu asculte ce am zis. Pentru că dacă eu am prevenit și am făcut o profilaxie serioasă, bănuiesc că și alți colegi au făcut, am decongestionat sistemul de spital și RT cu cel puțin 10-4. De la început, de când am preluat situația, au început cazurile la mine, de exemplu, să fie în scurta din septembrie. Cred că am avut vreo 3-4-5 cazuri acolo pe care eu le-am știut. Am luat legătura imediat cu dânsii la domicilii. Unul v-am spus că am monitorizat eu pentru că eu m-am dus și am testat. Familia a fost absolut compliantă cu tot și s-au recuperat.
Sunt bătrâni, sunt oameni care au peste 90 de ani, printre ei, 86, care puteau să nu mai fie. Deci eu pot să spun, nu ca o laudă personală, dar zic ca un merit personal care a reușit să-i trec prin poală și din punct de vedere psihic. Pentru că vedeți dumneavoastră, atâta cât se uită lumea la știri și știrile, toată lumea când vede știri, pe acolo se moare, acolo se moare, acolo avem și panica asta în România, da? Indusă de mass media. Oricine se uită, chiar sănătos fiind, și nu mai știe ce să creadă. Așa, mai sunt și persoane care agită populația și etc. Și atunci un om care e bolnav și stă în pat și prag deschide televizorul și vede că au murit atâția datei și el știe că e bolnav, ce zice? Mă așteaptă și primele acea soartă, nu? Deci rolul meu ca membru de familie a fost ca să le ridic moralul în primul rând. Eu știu, nu sunt eu o situație directă, dar am încercat să trec cu dâns și prin voală, prin aceleași lucruri, zi de zi, să le spun lucruri care să-i optimizeze, să-i pozitiveze. Nu ai deschide televizor. Exact, și unul din asta a fost, nu mai cumpăre citirele astea, stați liniștiți, boala se reface, adică starea de convalescență, dacă mă înțelegeți, e mult redusă și optimizată dacă vă odihniți. Pur și simplu, asta înseamnă odihnă. Și luați-vă tratamentul care vine. Deci sunt mai multe etape. Acum, eu nu zic de colegii mei, eu sunt întors de, să zic, de 2 ani și ceva în țară, mi-am oferit serviciile gratuit să rămân în țară. Am lucrat înainte în țară ca membru de familie, știu cu ce se confruntă populația și vă zic clar, din remarcile mele, ca om care m-am întors în sistem, după 7 ani de sistem, m-am dus pe rețeaua școlară în Bacău și am lucrat 10 ani. M-am dus și am lucrat o parte în urgența din o țară extraordinar de bine pusă la punct de vedere, în urgență. Nu știu cum o fi în România, dar acolo era. Și deci partea mea de noutate a fost că am adus sistemul ăsta de urgență în ceea ce mă privește pe mine în România. N-am adus-o la dumneavoastră, am adus-o în izvorul Perheciului. Deci n-am văzut populația acolo cu oximetru până l-am adus eu. Deci nu știa ce aia, pentru că nu erau consultați. Adică eu nu văd medicina de familie în situația de azi ca să duce omul și-și ia rețeta. Și-a plecat. Deci asta nu este medicina de familie, asta este cum te duce la puști, ți-a luat hârtiuța și-a plecat. Deci atunci unde este rolul nostru? Mai are loc? Adică cam acest lucru devine mai căutat pentru că și vând de un produs. Dar eu ca medic de familie, dacă eu îmi dau interesul și nu consult și nu pun mâna pe el și nu-l ascult, și mai ales acum COVID-ul nu mă implic deloc, păi nu mă aștept la rezultat. Deci aici este cheia. Trebuie să ne implicăm mai mult. Și rolul medicului de familie este exact componenta principală, care nu știu dacă este bine înțeleasă în România. Uitați în străinătate, de exemplu, medicul de familie este primul lucru la care apelează un om. Medicul de familie, nu ce de la spital, medicul de familie. Dacă, și medicul de familie este aproape un sfânt pentru ei, că dacă a spus medicul de familie, asta e boala, nu faci comparații cu ce a zis altul prin spital, că n-a zis așa, că a zis altul. Nu există așa ceva. Deci atât de bine sunt pregătiți medicii de familie și atât de practici sunt, că însuși probele practice, a face o injecție, a pune o perfuzie, a lua sânge, a face chestiile astea, le face medicul de familie, știți? Deci este diferență. Noi trebuie să regândim tot sistemul sanitar să se ajungă la performanța asta care o au occidentală. Dacă nu, rămâne la nivelul nostru și atunci haideți să gândim schema pe nivelul României. Și asta este schema mea. Deci, omul m-a sunat, spuneți pe ce vorba, m-am uitat în coronafon, că vă dau exemplul meu personal. Și văd despre ce vorba, îl aud la telefon, a ascultat, este un mare talent a medicului de familie, trebuie să știi să asculți. Îl lași pe om să spun. Dacă vezi că obosește după 2-3 cuvinte, nu spui, a, ne, ce, ai o bronșită. Foarte bine. O tratezi ca o bronșită. Nu. Mai ales că e pozitiv. Deci, v-am zis, aici depinde. Fiecare medic a avut școala lui care a învățat și să, cum zice și englez, old school. Deci știi ce înseamnă? Școala veche. Școala veche medicală, noi am dat 3 examene când am intrat. Și 3 examene au însemnat toate 3 materiile să le știm perfect ca să putem intra. Acum se dau 2 examene. Deci copiii din ziua de azi care intră la medicină, dacă stau numai în fața computerului și n-au pus mâna pe pacient, habar n-au ce cu ei. Deci să știți, și medicii din ce în ce mai bătrâni au mai multă experiență, că noi așa creștem, precum preoții, știți? Cu cât e mai bătrân, cu atât ai mai implicat în ceea ce faci. Doar cine nu vrea să mai înveți, să mai pun mâna pe o carte, se plafonează. Revenind la subiectul meu cu COVID-ul ăsta, că tot vorbim de el,
Eu zic că am făcut cât am putut să fac eu la nivelul nostru cu resursele noastre în România și să încerc să ameliorez starea de sănătate a unor cetățeni care nu știu din ce motive, pentru mine, într-adevăr obscure, nu s-au mai dus să-și ia scrisori medicale de la medici specialiști. Și aici mă refer, neurologi, cardiologi, tot ce înseamnă specialitate, unde noi suntem extrem de sensibili. Adică nu știu care a fost problema. Pentru că eu dacă nu am o scrisoare medicală la diabet valabilă, eu nu pot să-i mai prescriu. Și atunci trebuie să-i dau această trimitere către un diabetolog, de exemplu. Singura explicație care am primit-o referitor la dânsii a fost că mi-e frică de COVID. Mi-e frică să nu iau boala de aici, de acolo, de pe drum, de oriunde ar fi. Rolul programărilor, care noi l-am început la cabinet, pentru că nici n-am cum altfel, fiindcă sunt mai două zile, a fost și am învățat să ne sune, să putem face un program pe cine vrea primul să fie văzut. Pentru că atunci, în funcție de starea fiecăruia, că unul se grăbește la servici, că unul are copii mici, că unul este pensionar și are o problemă deosebită, și eu să știu mai bine pe cine au primul. Deci contează foarte mult și acest sistem de programări, care eu zic că încerc și încă sunt în proces de învățare a populației, să, din scurt, am refer, să ne apeleze și să-l trecem pe tabelaș. Nu se poate nimic, îl trec atunci când a venit. Dar să fie și loc. Și atunci încercăm totuși să nu vină toată lumea să stea în ușa mea, să asculte, evident, ce se vorbește înăuntru, da, și fiecare să fie oarecum clientul nostru, pacientul nostru, știți? Adică exact așa cum trebuie, servit pentru probleme medicale. Deci asta a fost chestia cu COVID. Deci m-am ocupat de acești bătrânei, actualmente chiar au venit pe la mine că au trecut două luni de atunci. Starea de sănătate s-a îmbunătățit. Lucrul care le-am dorit și le-am sugerat este să fac o formă de analize. Am adus în acest sens un laborator care prelevează probe loco, adică fără să-i trimit pe drumuri. Și lucrează în sistem cu casa de asigurări, care este un lucru extraordinar, pentru că după o viață de muncă, un om care a muncit la CFP și are o pensie de 800 de lei, nu știu dacă își permite să dea pe o întreagă baterie de 15 teste exact 800 de lei. Și atunci am preferat să le facem aceste bilete de trimitere și să văd și eu prin analize deocamdată care e situația. Un lucru extraordinar. Sunt printre domnii consilieri de față, persoane scrise la mine, care ar putea să vă spună cum s-a procedat, că noi așa am gândit. Apoi, aceste persoane au venit și le-am interpretat analizele. Domnul primar vrea să știe o situație exactă. După părerea mea, populația din Scurta este destul de sănătoasă față de cum am așteptat eu, comparativ cu cealaltă comună care sunt. Mai trebuie să duc un pic din Purcel, mai trebuie un pic din grăsime, mai un pic vinișorul, dar pe ansamblu nu este ceva foarte grav. N-am descoperit chestii care să mă pună pe gânduri, tumori, eu știu, chestii mai serioase, în care să-i trimit acum neapărat la oncologi și așa mai departe. Cu diabet. Avem ceva probleme cu diabetul. Probabil îi place dulce, ori perioada postului și toată lumea un pic mai dulce, ar putea fi legat și de asta. Noi avem un sistem de monitorizare pe care toți colegii îl folosesc. Persoana care e depistată prin analizele din intravenos se recheamă după 10 zile la un simplu test din deget, un test capilar, și dacă rezultatele se mențin, atunci abia putem să trimitem la diabetolog. Nu îi trimitem și speriem, du-te direct, ai diabet. Niciodată. Deci, până una alta, mai sunt și alte tratamente pentru așa ceva, chiar și natural. Sunt și medic homeopat, n-am folosit încă homeopatia la dumneavoastră. Ideea este că prin toate rețetele care eu le-am dat, eu am mai dat și rețete cu plante sau produse din plante, care sunt foarte recunoscute de către anumite, mă rog, de anumiți beneficiari. Și anume pot numi aici, că doar nu fac neapărat o reclamă, dar pot să spun, produsele Dacia Plan, Fares și Hofigal
extrem de bune, care vin ca adjuvante la tratamentele care le iau ca și rețete cronice. Deci, pe lângă tot ce am adăugat în tratamentele clasice ale pacienților bolnavi de COVID, am adăugat și vitamine, minerale și preparate naturale, siropuri și toate poveștile astea, ca într-un fel să stimulăm sistemul imunitar. Adică totul pornește de aici. Poți să fii și o persoană extrem de sănătoasă, faci sport în fiecare zi, să mănânci extrem de sănătos, n-are nicio legătură cu această infecție. Deci trebuie să fim extrem de precauți. Data trecută n-am putut să ajung la ședință pentru că am avut exact atunci o grămadă de persoane la cabinet. Și ce am constatat prin analize, o scădere a imunității la anumite persoane. Nu vorbesc de cele care au fost bolnavi, vorbim de alte persoane. Copiii în special sunt nutriți, unii mei sau unii prea nutriți, așa, nu prea sunt consultați, speriați de vederea unui medic, mi-au luat și costum de altă culoare, că domnul Irimea știe, numai ca să nu crească tensiunea anumite persoane sau să-i sperii pe ei, așa, pe copii. Și deci încerc eu într-un fel să acopăr și partea asta de asistență medicală care ar trebui să o facă un asistent. Pentru că eu nu am niciun asistent, eu sunt și deocamdată. Că nu o să-mi ating targetul care mi-l cere casa de asigurări, probabil o să trebuiască să-mi iau și un ajutor. Am avut un timp o persoană care mi-a strâns pacienții împreună cu soțul meu, a lucrat, dar din păcate prefera să rămână în Bacău, cât însă făcea navele și atunci a trebuit să fac eu și partea cealaltă practică. Dar cum v-am spus, fiind medic de urgență instruit în Marea Britanie, știu să acord asistență practică destul de bine și nu mi-e frică să fac injecții sau alte chestii de genul ăsta. Deci, în special la vaccinul și la copiii mici, îmi voi aduce asistenta din punctul celălalt și o să colaborăm împreună. Dar pentru celelalte practici, la modul făcut injecții de orice natură, astea le fac eu fără probleme. Atunci trebuie să lucrăm într-o echipă. Și echipa va fi de acord. Este tot angajatul meu și trebuie să am grijă să îmi instruiesc oarecum angajații să mă ajute, să nu fiu chiar singura permanent care fac toate lucrurile. Și deci am discutat așa puțin că am stufos despre activitatea mea, pentru că eu am preluat recent acest punct și încă mai înscriem și până în momentul de față nu pot să vă dau cifre. Deci nu pot să spun exact atâția ani cardiaci, atâția ani cu diabet. Mi se pare că e o chestie puțin confidențială, din punctul meu de vedere. N-aș vrea să spun cifra, e o cifră, dar de ce să spun totuși? Încă vreau să-mi fac ideea după anul viitor, când mai repetăm prin monitorizare încă o dată anumite lucruri. Adică monitorizarea va fi la 3 luni pentru cei care au probleme de glandă tiroidă, pentru cei care au boli cu colesterol, adică au probleme cu dislipidemiile, pentru cei care sunt cu diabetul și mai departe, ca să-mi fac după aia o idee și să vă dau o cifră. Despre copii noi născuți așa mai departe, avem doar, cred că, câțiva pe care o să intru. Deci acum, în decembrie, o să începem vaccinarea și sper să colaboreze frumos cu noi, pentru că noi o să-i sunăm și o să-i anunțăm când trebuie să vină, ca să se adune toți odată și să rezolvăm și problema aceasta. Despre altă problemă de vaccinare, e vorba de antigripală, din păcate n-am făcut eu am preluat în septembrie. Când se face așa ceva, direcția sanitară ne spune de la începutul anului să facem o estimare și să cerem un număr de vaccinuri. Pe timpul când eu am estimat, anul trecut nu știam că îi prelua punctul de lucru aici la dumneavoastră și deci am estimat pentru cabinetul de dincolo. Dar acum am vorbit la DSP și mi-au promis că o să suplimenteze cu vaccin antigripal special pentru scurta ca să acoperim măcar persoanele care au chiar nevoie, peste 65 de ani vorbesc, persoane care au diabet, cardiovascular și alte boli, care sunt cu pneumologie, cu bronșite complicate, chiar trebuie să facă acest vaccin. Colaborez destul de bine cu acest laborator, cum am zis. Vom încerc să dezvolt o colaborare cu cineva care face și ecografii, dar mă interesează să aibă contract cu casa de asigurări. Așa nu rezolvăm nimic. Deci dacă vine fiecare și taie chitanță și anumiți oameni nu-și permit, cum o să fie? Eu am nevoie să știu cam toată lumea cum este, nu așa, numai câteva vârfuri, știți? Și atunci să mai încerc prin colegii mei care fac ecografii și așa mai departe,
să vedem cine dorește să ne ajute în această problemă. Aș dori și o ecografie cardiacă să facă, probleme colter, avem probleme care au pacienți care au impresia și anticoagulante, tratamente care sunt extrem de silențioase, în sensul că când eu am pus niște întrebări, cum își iau medicamentele, nu prea au știut ce să mănânce și cum să ia și domnul mi-a știe că doar am pus întrebări așa. Nu-i dă cu anticoagulant. Deci nu. Dar vreau să spun. Deci eu am întrebat ce aveți voi, ce n-aveți voi. Și am rămas blocat. Și când am spus că n-au voi anumite chestii de lucrat, nu știau. Și nici medicul cardiolog nu l-a spus. Și se întreau de ce le este rău. Sau de ce nu le scade cum trebuie acel IMR, care este un indice de referință pentru a prescrie un anticoagulant. Și atunci au aflat în toate ce au voie și n-au voie. Adică o persoană care ia anticoagulant să nu ia aspirină niciodată. Deci iată, chiar astăzi s-a întâmplat că persoana lua aspirină și lua și sindrom. Și atunci cum? Da, deci sunt multe lucruri care trebuie lămurite. Colaborare foarte bună, oamenii, v-am zis, extrem de complianți, deschiși spre a cunoaște și un alt stil de consult. Eu v-am zis, eu consult în stilul meu, care este total diferit de al colegilor mei. Stilul s-a îmbunătățit de când am venit din Marea Britanie și cred că eu și soțul meu facem o figură bună, cum spun fotbaliștii acolo, pentru că ținem pe loc și încercăm să îmbunătățim oarecum starea de sănătate prin ceea ce facem în momentan. Și ne mai gândim și la altceva. Chiar astăzi încercăm sau am încercat. O să spun despre asta în prima? Da. Despre o doamnă kinetoterapeută. Deci care s-a luptat cu masaje, cu optimizarea persoanei cu handicap motor, dacă mă înțelegeți, care stau în scaun cu rotile, care nu s-ar putea deplasa. Să vedem o formă așa de colaborare, pentru că eu oricum pot lucra cu dânsa în echipă, și prin BFT un plic o implicație, ca să vedem cum putem repera ce s-a lăsat baltă în trecut. Adică, pe lângă tratamentul clasic cu medicamente, mai sunt și tratamente de PFT, care de recuperare. Și dânsa a zis că se gândește și gândește cum s-ar putea ocupa de aceasta. Deja lucrează în branșa respectivă, în cadrul spitalului. Deci dacă reușesc să o aduc și să înceapă colaborarea, va fi un plus pentru zona scurtă. Apoi va fi un alt plus dacă va veni o farmacie acolo, pentru că parcă se simte nevoie, așa, nu știu cum să zic, să fie cineva care să ne ajute și pe noi în munca mea. Adică dau o rețetă și omul nu se gândește, oare fi la Urbeni? Și eu și n-am idei, trebuie să sun permanent. Este sau nu este, știți? Este sau nu este? Sau prin oraș. Noi ne-am oferit serviciile celor bătrâni, deja știu asta, le luăm noi rețetele prin farmacia cu care colaborăm și noi în Bacău mai des. Colaborez de asemenea și cu cea care o să vin aici, deci o să fie o colaborare extinsă și pe partea de farmacie. Produsele, din păcate, unele din ele nu se mai fabrică sau nu se mai importă, cele originale mă refer, dar putem găsi înlocuitori. Dacă pe cele care vor originale nu sunt, atunci există și înlocuitori. Aici avem o problemă că aici e mai mult parte de farmacie, care eu nu pot să intervin neapărat, știți, una ce vrea persoana, alta ce vreau farmaciștii. Dar pot să supraveghez ce anume eliberează farmaciștii ca să nu interfere cu tratamentul gândit și schema de mine. Pentru că am constatat că de multe ori farmaciștii înlocuiesc, dar întâși n-au idee ce tensiune are persoana respectivă, de exemplu. Și atunci, eu nu mă interesează și fac farmacistul afacerea, mă interesează exact rezultatul la final, că dacă eu am o tensiune și dânsa ia un calciu la 80 ceva de ani și deja avea hipertensiune, face un 20, ajunge la spital cu accident vascular, cine-i de vină? Eu sau farmacistul care a dat și a înlocuit rețeta mea? Deci, vedeți? Adică sunt chestii așa de o bucătărie interioară a medicinei pe care trebuie să ne organizăm singuri și să fim cu ochii unii pe alții ce facem. Să nu fie bine. Și, în general, așa zic eu că am avut o colaborare frumoasă până acum cu doamna doctor, care mi-a eliberat fișele celor care s-au dorit pe lista mea și sper să colaborăm și pe viitor la fel. N-are cum să fie altfel, pentru că noi ar trebui să colaborăm fiind confrați, să zicem, confrați, consulori, ca să zicem, de breaslă.
medicală și trebuie să ne ajutăm multe alții. Pe ansamblu, starea medicală a cabinetului Scurtar, eu sper să îmbunătățească an de an. Ce pot promite fac, ce nu pot promite comunitorului primar. Deocamdată încercăm partea asta cu kinetoterapia. Farmacia anunțată va veni oricum, când va veni. Cât mai repede sperăm și... Suntem deja în procedură de finalizare achiziții. Vineri au fost deschise ofertele, au fost două oferte. Să vedem ce o să deduc, să rezolvă liberația și sper, ca să fim așa optimiști, până pe ianuarie, nu? Sau și mai devreme, dacă e până de între Crăciun și anul nou, sau până de Crăciun, va fi farmacia Scurta. La tot organizează până să-i vorbesc seama cu contractul. Dar până se va rezolva problema și cu dotări și cu ce mai e nevoie acolo ca să poată funcționa, cred că din ianuarie farmacia va fi funcțională la Scurta. Și cum spunea doamna doctor, dimineața am avut o discuție între ei, vis-a-vis de acel kinetoterapeut, nu? Am zis bine, că m-am zis de botez. Au venit, au discutat, au văzut spațiul, au fost încântați de ce au văzut acolo și sperăm, după ce vor merge să-și analizeze situația, să facem o solicitare în sensul ăsta. Ar fi păcat. Adică vreau să transformăm acel punct de sănătate de la Scurta într-un mic centru medical. Să avem și analize, să avem și farmacie, să avem și medici de familie mai mare și ceva ce se mai poate ce oferi pe lângă. Sperăm. Da, e o colaborare bună, oamenii sunt mulțumiți pentru oamenii care vă spun de activitate medicală. Sper să îmbunătățim de la o zi la alta și să aducem, adică rolul nostru și rostul nostru e să fim aproape de oameni și să ne asigurăm atât cât putem și din punctul ăsta de vedere tot sprijinul. Da. Dacă dintre dumneavoastră, dacă mai aveți ceva de continuat, doamna doctor? Eu nu știu, am vorbit așa de mult că stau și mă gândesc ce am mai fi de adăugat. Referitor la vaccinarea aceasta anti-COVID. Eu am semnat un contract de vaccinare în cadrul cabinetului, dar încă nu au fost doritori vreo 3-4, că flaconul are 6 doze, din câte știu, 5-6 doze. Și de asta am fost tot timpul așa, să desfac un flacon, să arunc ultimele 3 doze, deci n-am găsit niciodată 6 persoane să vină să vaccineze ca să nu pierde nimic. Asta este părerea mea. În ultimul timp, mi s-a atras atenția de la DSP că ar trebui chiar și pentru 2 persoane să desfac un flacon. Azi bine, bine. Și deocamdată acum ce să mai zic, depinde și de oameni. Nu forțăm, nu-i obligăm, asta este părerea mea, fiecare liber să facă ce vrea, doar sunt obligat să explic și să îmi dau și eu cu acordul dacă e clar sau nu, sau dacă depinde de mine, știți? Sunt foarte multe probleme care ar trebui văzute de medic specialist, nu de noi. Iar medic specialist trimite nou la noi, zice nu, cu avizul medicului familie, ci un fel de, nu știu ce să zic, un fel de cerc vicios aici. Eu doresc mai bună colaborare cu pe ansamblu cabinetul Orbei. Nu am avut până acum, nu cunosc pe doamna doctor dinainte de a fi așa, dar cred că o să colaborăm frumos pe viitor. N-am ce să comentez referitor la anumite persoane care la început nu știau spre ce-i vorba. Mi s-a reproșat că nu am, nu știu ce, nu am asistență, nu stau eu de luni până vineri, nici nu am cum să stau, pentru că din păcate, eu nu lucrez cu cont propriu ca stomatolog, eu lucrez cu un sistem de circuit cu casa de asigurări care îmi pune un program fix și stabil de punct de lucru. Câte vreme sunt punct de lucru. Dacă devin un punct central, îmi schimb programul după chestia asta. Așa, v-am zis, am avut un șoc la întoarcerea din țară, pentru că atunci când mi-am oferit serviciile să redevin medic de familie în țara mea, deja lucram ca medic de urgență și am vrut să aduc ceva bun pentru noi și să vedem cum putem noi îmbunătăți. Între timp a apărut pandemia și mi-a dat tot planul peste cap. N-am mai putut să iau legătura cu colegii mei din dincolo sau așa mai departe decât prin mijloacele astea. Sunt la fel de speriat și în străinătate. La ei este mai grea situația. Noi avem o situație, ar zice eu, mai bunicică. Suntem în rural și nu e așa mare rata de infectare, dar trebuie să avem mare grijă să purtăm măștile în spații închise, cum e aici, și să respectăm ceea ce ni s-a spus de cine ni s-a spus. Dezinfectante avem, ne-a trimis și de altfel ne-a trimis domnul primar dezinfectante. Pentru fiecare persoană care intră în spațiul nostru, dezinfectăm și mă refer pe spirate de mâini. Apoi dezinfectantele noastre, deci nu s-a diferit extraordinar colaborarea.
să zic așa, mare, că n-am apucat să fiu la ședința cealaltă. Bine, sunt foarte multe protocoale, ghiduri terapeutice și acum mai nou, altfel, altă viziune, pentru că ăsta e un alt guvern care se formează și așa mai departe. Treaba cu certificatul verde nu e clară, nici mie n-aș putea să vă zic ce este, nici mie nu e clară situația cu certificatul verde. Nu știu câte este o persoană cu certificatul verde mai bolnavă decât alta, dar l-are, nu? Intră peste tot. Când n-ai, stai, faci, te uiți. Chestia e că tot trebuie să purtă mască și așa mai departe. Deci, fiecare lege, aici este treaba fiecăruia. Vom vedea ce mai fi. Deocamdată, bine că nu-i peste tot. Mă refer la masele de alimentare și de mâncare cu treaba cu certificatul verde. Da. Asta este doar o măsură în România, nu știu dacă în alte țări cu certificatul verde sau nu. Așa. Și eu ce să zic, mă preamă cu soțul meu pe care mulți să-l cunoașteți sau dacă nu cunoașteți, să-l cunoașteți, că e în fundul sălii. Dânsul e cu partea electronică, iar cu partea absolut tot ce înseamnă 2 în 1. Știți cum e că aia de cafea 2-3 în 1, eu sunt 2 în 1, ca să știu, momentan. Așa, apropo, le-am spus să nu mai bei 3 în 1, pentru că e așa de sănătos. Dacă vă uitați să vă ține, amețiți acolo, așa. Deci, am asta și eu, o leacă mai mucalit, o leacă mai direct, o leacă mai... nu cred că m-am certat cu nimeni, o leacă poate tonul meu mai ridicat, că chiar nu aude cineva, știți, deloc, din punct de vedere că n-aude. Și zic că, pe ansamblu, toată lumea așa cu care am interacționat a fost mulțumit cu prestația mea. Așa am simțit și am perceput. Deocamdată, na, este prea devreme să mă pronunț. Să vedem. Peste un an de zile voi avea mai multe cifre să vă dau și să fiu mai concret cu fapte. Iar cu școlile, apropo că sunt vreo 3 școli, dar câte, nu, sau 2 școli și o grădiniță din partea scurtă, nu a fost personal încintă. Da, am prins online mai mult, că online a fost, ba vacanță, ba online. O să merg, vă promit că am să mă duc să văd ce se mai întâmplă și pe acolo, să văd în măsura timpului, pentru că toate poveștile astea eu trebuie să le fac în afara programului meu de lucru, care e peste 1,5. Deci, timp cât sunt în cabinet, asta vrea casa. Mă sună, m-a găsit în cabinet. Dacă am urgență, am plecat, dar trebuie să spun unde sunt. Peste 1,5 sunt undeva, în teritoriu, știți? Sau tot acolo. Că ultimele 2 săptămâni am fost tot acolo, până la ora 6 seara și jumate. Asta a fost. Asta este repercusiunea analizelor pe care trebuie să le explic fiecare în parte. Și fiecare acum este sub ochiul meu cu tratament. Să vedem, peste 3 luni, care este starea. Și domnul Tudorel zâmbește că știe ce-l așteaptă. Peste 3 luni iarăși este monitorizat. Și asta e. Deci încercăm să facem cu puterile noastre, pe plan local, ceea ce putem să facem. Sperăm mai bine, din ce în ce mai bine, spre optimizarea tuturor, interes sanitar și medical, vorbesc. Cam atât am te spus. Dacă vreți să mă întrebați ceva, eu sunt dispusă să răspund. Da, și sunteți amant. Dintre tot timpul de subiect. Știți? Cu siguranță cunoașteți mai multe lucruri și sunteți mai bine informate decât noi ceilalți. Dacă aveți informații suplimentare legate de efectele adverse ale acestui vaccin, de care toată lumea fuge. Mm-hmm. Fiindcă de asta ne solicitați, îndemnați să ne vaccinăm, iar eu care sunt simpatizat cu doamne Șoșoacă, o ascult și îmi spune să nu cumva. Și atunci noi suntem între ceea ce spuneți dumneavoastră medicii, cu o serie de, cu și cu experiență și cunoștințe în domeniu, și ceea ce ne spun o parte dintre politicienii noștri, aleși de noi, să ne reprezinte și care vin și vă contrazic în tot ceea ce vreau să întrebim. Dacă ați urmărit atent ce am spus eu, eu n-am spus că sunt medic pro. N-am spus că nici că n-aș fi anti. Sunt undeva la mijloc. Mai am nevoie niște dovezi ca să mă decid. Ceea ce privește cu respect cu doamna avocat și ușoacă, multe lucruri sunt adevărate, dar peste multe lucruri sare cal. Deci dânsa nu e medic, nici epidemiolog și recunoaște chestia asta. În același timp, am purtat mască într-un parlament unde toată lumea are mască, mi se pare o dovadă lipsă de respect, scuzați-mi expresia, dânsa e deșteaptă, e foarte deșteaptă, dar totuși e și dânsa acolo, nu semnatoare, reprezentatoare a ceva. Deci să respecte totuși un protocol, că toată lumea poartă și în străinătate poartă și nu înseamnă că sunt proști. Nu? Deci ăsta e protocol. Câtă vreme nu știm cu ce ne confruntăm încă și tot apar variante și s-o anunț pe la Omicron,
masca nu zic că nu ne protejează, zice că nu, pentru că dânsa are o problemă de medicală în o poartă, așa am dedus eu, nu înseamnă că ar fi contra. Să sperăm că spune adevărul în privința asta, pentru că avocații sunt cu toate și abia așteaptă să pice un medic pe mâna lor să facă pace-pace. Deci, eu admir indirect pe doamna Șoșoagă că măcar are puterea să spună în față multe lucruri. Noi, medici, nu prea putem spune. Fără un reprezentant, noi nu puteam vorbi. Deci eu acum nu mă dirijez în alți colegi, eu vorbesc pe nimeni. Că mi-aș cerut să-mi dau o părere de efectele adverse. Efectele adverse ar și vaccinul antigripal și o simplă aspirină și banală aspirină. Și, dar vaccinul ăsta este foarte complicat. Eu, ca mente familie, să-mi dau părerea. Cine l-a făcut? L-a făcut în așa fel, adică firmele Pfizer și așa mai departe, că nici ei n-au spus mare lucru, știți? Adică, eu când am citit prospectul, n-am prea văzut ceva așa care să mă, știți, să mă pună pe gânduri. Dar, în același timp, te pune pe gând. Pentru că la un antigripal nu semnați. Ați semnat vreodată că ați făcut antigripalul? Normal, așa se semnează, să știți. Deci, persoanele care fac antigripală trebuie să semneze ele, să fac, să fie informate, să le se dea prospectul. De-aia eu când fac antigripală, dau cutia, să se uită. Că dacă știți acolo prospectul antigripală, vă îngroziți. Singurul care le țină lumea este să nu fie alergic la ouă, că asta este adevărul. Dacă ai alergie la ouă, nu prea faci antigripală. Știți? Sunt făcute pe anumite tulpini. Deci sunt luate din niște chestii, niște fragmente spuse. Aici e complicat. Fiecare firmă a făcut un anumit gen de vaccin. Și acum cine sunt eu, un simplu muritor, medic de familie, să spun care firmă e bună și care firmă mai nebună. Deci, doar doamna Șoșoacă îți permite să comenteze, știți? Măcar dânsa are legea în spate și imunitate. Dar eu cum aș putea eu să comentez acum? Deci, s-a lăsat de înțeles că fiecare să facă ce dorește. Se dorește vaccinare, într-adevăr, dar fiecare să fac ce dorește. Deci eu ce aș putea să vă spun acum? Eu n-am spus că să vă vaccin, am spus că... Nu prea facem ce vrem. Știu, restricțiile, da, le vedeți. Păi atunci, da, asta este problema. Și mai ales la angajanții la stat, știm asta. Dar, da, este o problemă aici. Sperăm viitorul guvern sau actualul domn ministru să ne spună mai clar și nouă ce avem de făcut, să ne traseze niște directive. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, medicina primară este, cum să spun așa, este pusă la colț, mereu. Din cauza voastră oamenii nu se vaccinează, din cauza voastră nu vă implicați, noi și cu preoții, că doar, vedeți, în fața mea e Biblia, știți? Și cum nu e niciun preot aici de față, așa, pot vorbi și eu. Așa, deci nu suntem noi de vină. Trebuie gândit protocol, trebuie gândit altfel. Trebuie informat ce cu atâtea vaccinuri, că sunt multe, de la oamenii au devenit suspicioși, foarte mult. Nu pot să vorbesc eu ce efecte au vaccinurile. Că altele au un efect, altele au alt efect, altele au alt efect. Câtă vreme nu este un reprezentant din fiecare firmă din asta aici de față, m-am zis cine sunt eu să comentez efectele lor, nu l-am făcut eu, să vă zic eu, știți? Dar despre cel care știu și îl face manual, vă pot vorbi despre antigripal. Că ăsta ar trebui să-l faceți. Pentru iată că cei care nu sunt alergici, evident, sau care nu au probleme. Pentru că avem și grip, avem epidemii de grip. Noi anumal am avut. Și au ajuns persoane în spital și cu grip. Complicații ale gripei, care sunt pneumoniile complicate. Deci, vedeți, aici pot vorbi, că am experiență. Dar cu astea care sunt de un an și ceva, n-am experiență. Eu personal, ca să vă zic că pe timp îndelungat ce efecte sunt, știți? Și cu asta cred că v-am răspuns la întrebare. Așa, nu știu. Mai vedem. Să ne mai informeze și pe mine. Asta este o decizie personală. Exact cum ați zis. Asta este decizia mea personală. Știți? Puteți spune ce vreți pe sub asta. Deci, mă înțelegeți, adică asta este o chestie cum ar fi. Dumneavoastră ați votat și cu cine ați votat. Deci atunci, acum, e ca și la vot. Fiecare, exact ce v-am zis, semnează dreptorii ce faci. Ca să nu ziceți că zic da sau nu. Deci este neutră. Întrebarea asta n-are răspuns. Fiecare face ce dorește, câtă vreme nu sunt constrânsă și eu, știți? Da. Și poate am motive. Și toți suntem constrâns să divulgăm în momentul în care ne-am instituțit am la doamnă Monica Pop, pe care vă urmăresc da. Echidrată. Da, da.
a afirmat la un moment dat că dumneavoastră este vaccinată, dar are păreri și păreri. Eu am vrut să-mi văd pe cineva, dar mi se pare că fost cineva care se va cu doamna Șoșoacă dacă s-o vaccina. Adică. Reacția. Așa. Deci, nu știu, adică sunt multe discuții aici, da. Și nu știu, nu sunt nici în Parlament aici, nici în fața Marea Dumnezeu Națională, deci este după zilele astea se difuzează. Deci, da, eu sunt un simplu muritor, care încerc să-mi fac treaba ca medic. Și vorba un profesor de-al nostru, vreau să fim judecați altfel, noi și dumnealor care nu sunt aici de față. Câtă vreme noi nu facem rău și nu omorâm oameni noi și n-ai conștiința pe tată, eu zic că mai avem de trăit puțin. Că vreme ești murdar în conștiință și faci rău și îți bagi joc de oameni, indiferent că ești doctor sau nu, atunci să ai un pic de teamă și frică. Că totuși, din problemele mele personale, să știți că am o leacă de frică de Dumnezeu, că există totuși. În viața mea a existat totdeauna. Și deci câtă vreme am conștiința asta, n-aș trimite pe nimeni să facă ceva împotriva voinței lui. Da? Deci deocamdată să sperăm că libertățile astea nu le-am pierdut în țara noastră. Nu libertățile pentru care au murit cei din Timișoara. Și ei au murit pentru libertate, pentru dreptul la adevăr și dreptul la dreptate. Ca să înțelegeți la ce mă refer. Deci, indiferent ce se întâmplă în jur, împrejurul nostru, noi suntem liberi. Noi românii suntem altfel de popor. Și asta cred eu. Trebuie să ne păstrăm libertățile de a decide pentru noi. Pentru situația noastră, că noi nu putem pune pe același picior egalitate cu nemții, cu austrieci, cu ungurii, cu elați. Noi suntem noi aici. Dar trebuie să vrem să progresăm. Să mai vin acasă din colegii care au plecat, doctori, și care se duc și muncesc la străini, ar trebui să mai vină și dânsi pe acasă, un pic, să mai lucreze și pentru România. Asta este părerea mea. Sunt colegi tineri care au plecat, nici bine n-au terminat și s-au dus dincolo. Și acolo ne fac țara de râs. Asta nu știți chestia asta, eu știu. Am avut colegi care ne-au făcut țara de râs. Am spus că suntem nu că țigani, nu, nu, nu e vorba de ție asta. Că oricum ei cred așa, toți, în străinătate, habar n-am de ce. Dar pentru felul cum au vorbit, că țara asta nu le oferă lor niciun drept și niciun fel de serviciu și pe undeva au dreptate după ce termină o facultate. Nu au niciun interes să stimuleze tineretul. Și au plecat. Și, bineînțeles, stimulați de anumite persoane publice pe care noastră cred că le amintiți, care au zis, nu aveți, nu sunteți să mulțumiți, plecați afară. Știți cine a zis, nu? Da, și au plecat oamenii. Și credeți-mă că o duc foarte greu. Foarte greu, pentru că acolo străinul te marginalizează. Deci poți să fii un medic excelent, foarte bun, să le câștigi încrederea cu toți străinești. Deci, asta este. Dacă dânși se simt bine într-un sistem din ăsta, n-au decât. Dar eu vă spun că mulți din ei se gândesc serios să revină. Pentru felul în care sunt tratați și mai ales acum, pentru ce condiții se impun acolo. Să vedem, vedem ce o să obținem. Oricum, noi ca înainte nu o să mai fim. Asta este părerea mea personală. Înainte de pandemie, mă refer. Foarte multe conștiințe s-au schimbat. Lumea trece într-o frică continuă. Și frica asta absoarbe conștiințele. Și de frică a nu să faci niște chestii care în trecut nu le-ai făcut, dar le faci. Sau frica de a nu fi dat afară, de a nu... Despre care vorbeam, constrângele, știți? Dar trebuie să nu ne fie așa frică. Am zis, noi suntem un popor unic. Pentru asta ne-am întors noi înapoi. Noi n-am întâlnit așa ceva. Doar grecii mai sunt așa și ciprioții mai au așa efuziunea asta. În rest, știți? Deci să vedem ce o să mai fie. Deci dumneavoastră asta e. Mai este o întrebare? Vreți să mă mai întrebați? Sunteți cu întrebări așa mai grele. Nu, întrebare n-ar mai fi. Doar faptul că, deși vorbiți de o oră și ne amintiți că ați venit, v-ați întors ca medic în țară, abia apă realizez ceea ce se întâmplă. Încă din câte știu, și știu multe, fluxul este nu într-un sens. Adică în sensul plecării. Și n-au plecat oricine, au plecat cei mai buni absolvenți, cei mai buni medici, iar din tot, nu știu dacă, cred că meritați mai mult decât umila mea apreciere, faptul că se dă între cei care ați făcut și pasul înapoi. Nu sunt singura, au fost America. Ne-am bucurat enorm să dați un semnal în sensul acesta, fiindcă noi cei rămași care n-am plecat prea mult în afară, avem sentiment de pustie rițetă. Exact. Și asecării ei de valori, de oameni pentru care societatea a investit. A investit atât de mult, școlindu-vă, pregătindu-vă.
Nu? Părinții, bunicii au muncit pentru ca dumneavoastră să ajungeți medic cu barat. Iar când să ajungi la o astfel de performanță, te trezești că cel în care ai sperat atâta, te părăsește și rămâi la voia soții. E un motiv de mare supărare pentru noi cei rămași. După cum prezența dumneavoastră și întoarcerea în țară, hotărâtă să rămâneți, vă doresc că nu stați un pic, dați de greu și vă întoarceți, că sunteți la o... La vârsta maturității de pline, când a pendula nu cred că vă pun, nu mai e clar. E o chestie, eu știu, poate în felul acesta, că nu mai dat speranța, dacă nu vine copiilor mei, că țara asta și poate reveni la un moment dat. Deci, ei mai bine plânge, fiindcă văd și știu că lucrurile nu merg bine deloc. Am trăit o dramă, s-au apucat cu copiii mei, s-au vaccinat. Eu care sunt mai nebun, așa, mai drăguț, că avat am șoșoa. Păi cine îmi spui că e vaccin? Ce e asta? Nu, nu, nu. Eu vorbim, n-am auzit niciun caz. Ce, dă o gripă? Lasă-o, n-am avut un craf în mai de gripă. Am avut de este, am stat în 4-3 zile. Nu întorceam apa cu ceașa, și purgeam apă din vânt. Da, am trecut, am scăpat. Ei, au zis că s-au vaccinat și fără să spună, bă, ce, suntem la jur, am avut, mă zic, dar te-ai informat. Trebuia să plece la o reuniune, ceva, un congres internațional, în Spania. Lucrează în oraș, profesoară. Și ce sunt? Nu puteam să plec și pierdeam. Doream atât de mult să particip la conferința asta, încât m-am întrebat cum lucru și te rog frumos să vaccinează. Și părții spune, ești soțul, nu știu mai ce. Că, sincer, am primit un șoc, așa, zic, cum, dar mai discutasem mai înainte și nu eram așa cum viața, și unde azi, mai erau semne de întrebare, chestii nu erau multe. Dar felul care i s-a indus, știți, practic, îi pot să, vrei să mergi, dar l-ai făcut? Nu, am pare rău, nu fac cineva pe chestia, știți? Nu le-am întâlnit așa, deci voința nu prea e voință. Da. Mulțumim oricum, ne-am făcut mai plăcere, îl ascultăm. O mică precizare, o secundă, eu nu m-am dus acolo, că mi s-a părut că aici nu sunt bine plăcută precum colegii tine. Și pentru că m-am căsătorit, de-aia m-am dus acolo, știți? A fost o altă circunstanță la mine. Și așa că m-am întors cu soțul meu, care este, practic, aș zice de acolo, mai mult decât de aici. Și, cum să spun, încercăm să ne reacomodăm. Eu s-a acomodat deja, dar dânsul care a trăit în Occident, 100% aș putea să spun, avem foarte multe. Noi românii trebuie să ne organizăm altfel dacă vrem să progresăm. Nu numai, asta nu depinde numai de tineret, depinde și de noi care am rămas aici. Să ne mobilizăm, să nu ne mai purtăm ranchiună unealtora, să încercăm să depășim momentele astea altfel. Să fim mai uniți în ceea ce ne privește. Să trecem peste asta, pentru că știți prea bine, în istoria română au fost uniți totuși. Și la războiul interbelice, dacă nu era masa mare, eram ocupați deja. Dacă nu era Ștefan cel Mare, eram turcizați deja. Deci asta depinde și de noi, să fim mai uniți o leacă. Nu a ridicat de noi. Exact. Și numai când joacă campionatele de fotbal sau gimnastică, atunci, suntem români, iată cine e. Da? Deci asta este. Dar numele de român, să știți, cine a fost acolo, face cinste România, atâta vreme cât are ceva de spus. Dar nu suntem noi la masa negocierilor, ca să zic așa. Noi trebuie să știm să ne jucăm cartea. Asta e. Da. Să vin la vădă, domnule, vă mulțumim. Mulțumim. Și domnule doctor Camaș. Sperăm să colaborăm în continuare. Bine, oamenii să fie mulțumiți de serviciile prestate de către dumneavoastră și să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor și să ne ferească de probleme. Dacă vreți să mai rămâneți cu noi, dacă nu... De data asta, țara asta se redine, pentru că de-a lumii istorii, bărbații au fost cei puternici, care au tras după ei poporul. De data asta, cred că dumneavoastră femeile este cele care reface țara. Aveam în trecut ceva urât despre femei la conducerea... Nu neapărat la conducere, la întregirea ideii de țară și de neam. Asta, da. Acolo mai sus, nu știu, nu vreau să o spun.
Da. Dar după cum spuneți, nu le-am văzut nimic în emisiunii care sucedeam cu atât doi englezi ce lucru la Suceava, Câmpul Lung, acolo. Chiar istorie. Să știți că ei ne apreciază țara, mai ales că prin Suceava să mergem în Transilvania și este extrem încântat. Deci foarte încântat. Deci tradițional, ce am numit tradițional și că ne-am păstrat multe lucruri tradiționale, este extrem. Este foarte populară prezența lui la toate festivalurile în Anglia și să știți că ne apreciază, mai ales că noi suntem mult decât căjii prin Regina Maria, care a fost, cine a fost, o figură extraordinar de importantă la noi în țară. Și ea fiind verișoară cu regina care era pe atunci, Victoria, a dat seama că ne-a dus un pic de tradiționalismul lor aici, a rămas aici, iată o inglezoaică care n-a mai vrut să plece în țara ei absolut deloc. Deci nu putem considera că englezii nu ne iubesc. Nu știu francezi, dar francezi sunt mai expansivi, așa, mai ca la Revoluția franceză. Știți? Așteptăm de altfel o colaborare cu francezii în zborul Verheciului. Dacă vreți, când vin, ne putem orienta și spre aici să ne cunoască. Doar acum trebuie să vorbesc în două limbi cu ei. Gândeam cu soțul meu, zic, Doamne ferește să-mi aduc aminte engleza și să vorbesc cu ei în engleză, au plecat automat din dispensă. Că na, ei sunt cu a lor. Bine, mulțumesc frumos că m-ați ascultat, sper să nu vă fi plictisit. Am zis așa, n-am făcut o dare scrisă, doar verbal, ca să mă exprim așa mai... ca să fie ca într-o familie, cum se spune, știi? Natural. Da. 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 Noi mergem mai departe. Mulțumim frumos! Vreau, domnul secretar, să-mi prezinte acest verbal de ședința. La OCDE, procesul verbal în ședința anterioare a Consiliului Local Urbeni și Țubacă, organizată în data de 12.11.2021. Astăzi, 12.11.2021, are loc cu începere la ora 9 și desfășurare în sala de ședință a Primăriei Comunei Urbeni din satul Urbeni, strada numărul 178, comuna Urbeni și Țubacă. Ședința extraordinară a Consiliului Local Urbeni, unde vor fi supuse analizei și dezbatere proiectele scrise pe ordinea de zi, aferente cu participarea unui număr de 11 consilieri, un consilier absent, comandant Dan Constantin, și consilierul Martiș Gheorghe, decedat. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordine de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urbeni Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind participarea la programul obiectivului reabilitare termică școală gimnazială numărul 1 cu clasele 1-8, satul Urbeni, comuna Urbeni, județul Bacău, în vederea depunerii spre finanțare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ teritoriale comuna Urbeni, la adunarea generală a asociației. Da? Da. Ai trebuit să o anunțăm, nu? Să vină să nu e. În adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței APA-AVIV din data de 22.11.2021, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări să spună la vot, se înregistrează următorul rezultat, 11 voturi pentru, are cuvântul secretarul domnului Urbeni care dă citire procesului verbal ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări să spună la vot, se înregistrează următorul rezultat, 11 voturi pentru, are cuvântul secretarul general domnului Urbeni de Zubacov care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de caractere de aprobare, rapoarte de specialitate și alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urbeni Județul Bacău, inițiatorul primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de ordine de zi.
Are punctul secretarul Comunei Răbeni care de citirea materialului aferent. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat. 11 voturi pentru, domnul Moraru Dan Constantin absent și domnul consilier Marcus Gheorghe decedat. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primar Popa Costache, are punctul primarul Comunei Răbeni care de citirea materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se este înregistrat următorul rezultat, 11 voturi pentru, o absență din partea domnului Moraru Dan Constantin și domnul consilier Marcus Gheorghe decedat. 3. Proiect de hotărâre privind participarea la program a obiectivului reabilitare termică școală gimnazială numărul 1 cu clasele 1-8 satul Răbeni, comuna Răbeni, județul Bacău, în vederea depunerii spre finanțare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Răbeni care decide materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții, are cuvântul domnul Popa Nicolae, este bine că asistăm la astfel de investiții care vin să rezolvă deficiențele spațiilor de școlarizare și să sperăm că acestea vor conduce la o creștere a calității învățământului. Are cuvântul domnul Fatu Verel, dacă ne amintim bine, o acțiune de reabilitare a școlii numărul 1 a fost făcută în perioada anilor 2014-2015, când cred că am avut în vedere reglementări care erau și atunci, care și atunci și acum sunt în vigoare. În aceste motive, cred că nu se justifică reabilitarea exterioară sau reabilitarea termică pe care nu le apreciez ca fiind nici oportune, nici justificate. Am fost întotdeauna de acord cu investițiile în zona școlară, le-am sprijinit. În acest context, aș vrea să ne fie prezentate cheltuielile efectuate cu amenajarea școlii numărul 1 pentru a elimina orice suspiciune. Are cuvântul primarul Comunei Răbeni, aceste aspecte vor fi prezentate și ceea ce a crescut valoarea lucrării au fost practic lucrările de amenajare, cantitățile de asfalt, dar și de pavele care acoperă o suprafață mai mult decât importantă. Iar legat de acest proiect, ar fi de dorit să aveți în vedere și faptul că acest proiect nu are în vedere doar acea reabilitare la care faceți referire, ci amenajarea spațiilor interioare cu tot ceea ce aceasta presupune. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 10 voturi pentru, un vot împotrivă, din partea domnului Fantu Viorel, o absență, domnul Moraru Dan Constantin și domnul Marcus Gheorghe decedat. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 4 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al OAT Comuna Orbei, în AGA Asociației Dezvoltare Intercomunitară ADIP, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 22.11.2021. Are punctul primarul Comunei Răbeni, județul Bacău, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Are punctul secretarul Comunei Răbeni, care de asemenea dă citire materialului aferent, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 11 voturi pentru, o absență și situația domnului Marti și decedat. În finalul ședinței se acordă cuvântul domnului Fantu Verel, care aduce la cunoștință faptul că dorește reluarea unei propuneri mai vechi de a proceda împreună cu toți consilierii la efectuarea unor analize pe toate domeniile de interes pentru comunitate pentru anul 2022, sănătate, învățământ, activități economice, urbanism și altele. Acesta afirmă că personal crede în necesitatea abordării acestor teme și nu numai acelor care țin de viața socială așa cum este, dar și cum ne-am dorit-o în comunitatea noastră. Președintele de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Dacă sunt discuții la materialul prezentat, o să pun la vot cine este pierdut. În potrivă, cine? Da. Trecem la următorul punct. De punerea jurământului de către domnul Bădăuță, Gheorghe, consilier de serie. O să dau citire din cele ce urmează, înainte de a-l invita pe domnul Bădăuță în față. Mai întâi o să citesc. Bine, într-un rezumat, încheierea de ședință, pronunțată în Camera de Consiliu al Judecătoriei Bacău, în dosarul 15211, pe 180/2021, acest dosar a avut ca obiect validarea mandatului consilier local, practic validarea supleantului în persoana domnului Bădăuță Gheorghe. Pe rol se află judecarea cauzei civile având ca obiect validarea mandatului de consilier, validare suplean, formulată de secretarul general al Comunei Răbeni, desfășurată în ședința de judecată, a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, în conformitate cu dispozițiile articolului 231 aliniatul 4 din Codul de Procedură Civilă,
La apelul nominal făcut în ședința din Camera din Consiliu au găsit părțile, procedura a fost completă, fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de către grefie, după care instanța stabilește că este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cereri. Potrivit articolul 119, alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019. Astfel s-a constatat că la data de 16.11.2021 a fost înregistrată pe rolul acestei instanții solicitarea mea în vederea validării mandatului supleantului Bogdan Gheorghe. În dovedire am depus toate înscrisurile necesare. Practic, hotărârea Consiliului Local prin care s-a constatat încetarea calității de consilier înainte de durata normală a mandatului în ceea ce privește pe domnul Martiș Gheorghe, defunct Martiș Gheorghe. Următorul în listă era domnul Șendrea, care de asemenea și dânsul decedase anterior. Și ulterior s-au parcurs toate celelalte persoane care fie și-au dat demisia, fie nu întrumeau condițiile legale pentru a le fi validat mandatul. Și am ajuns la validarea ca și consilier supleant a domnului Bădăuță Gheorghe, acțiune care nu a fost admisă, astfel încât instanța a dispus admiterea cererii, având ca obiect validarea mandatului de consilier, validare supleant, formulată de subsemnată, astfel încât a validat mandatul următorului consilier local ales pentru Consiliul Local al Comunei Urbei Județul Bacău, în persoana domnului Bădăuță Gheorghe, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Prezenta încheierii ferește, se comunică din dată prefectului județului Bacău și mie. Încheierea a fost pronunțată în data de 22.11.2021. O să, după ce v-am adus-o la cunoștință, o să-l rog pe domnul Bădăuță Gheorghe să vină în față. Urmăm procedura legală. Dânsul va depune jurământul. Scrimonez textul acestor, după care să rog să trebuie cele două exemplare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Iorbeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Practic locul de consilier local deținut anterior de domnul Martiș Gheorghe. Voi da citire proiectului de hotărâre pentru poate un alt aspect, nu e o problemă. Un alt aspect pe care trebuie să-l rezolvăm este acela de a este ca dânsul să ocupe firește locul domnului Martiș Gheorghe în comisia din care acesta făcea parte. Fapt pentru care a fost întocmit un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Urbei numărul 15 din 16.04.2021 privind aprobarea de organizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urbei Județul Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Local Urbei numărul 44 din 10.11.2020 privind organizarea comisiilor Consiliului Local Urbei Județul Bacău de ordine de activitate. Astfel, Consiliul Local al Comunei Urbei Județul Bacău, întrunit astăzi în ședință extraordinară, având în vedere hotărârea Consiliului Local Urbei Județul Bacău 66 din 12.11.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urbeni, Județul Bacău, ca o paranteză, e vorba de hotărârea prin care s-a constatat încetarea mandatului domnului Martiș Gheorghe, hotărârea Consiliului Local Urbeni, Județul Bacău numărul 15 din 16.04.2021 privind aprobarea reorganizării comisiilor specializate ale Consiliului Local Urbeni Județul Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Local Urbeni numărul 44 din 10.11.2020 privind organizarea comisiilor Consiliului Local Urbeni Județul Bacău pe domenii în specialitate,
Ordinul prefectului 426 din 29-10-2020 privind constatarea ca legal constituit al Consiliului Local Orbenea, Consiliul Local al Comunei Orbenea Județul Bacău, încheierea pronunțată în ședința din Camera de Consiliu din data de 22-11-2021, în dosarul 15211, pe 180-2021, aflat pe rolul judecătorului Bacău, prin care a fost validat mandatul consilierului local Bădăuță Gheorghe, supleant, în locul consilierului Martiș Gheorghe decedat, jurământul depus de domnul Bădăuță Gheorghe la începerea ședinței Consiliului Local din data de 6-12-2021, referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, raportul compartimentului specialitate, aviziile comisiilor din cadrul Consiliului Local Orbeni, în conformitate cu prevederile articolului 124, 125, 126, 133, aliniatul 2, articolul 139, aliniatul 1, articolul 196, aliniatul 1, literal, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificarea articolului 2, punctul 2 roman din hotărârea Consiliului Local Orbeni numărul 15 din 16-4-2021 privind aprobarea reorganizării comisiei de specialitate ale Consiliului Local Orbeni Județul Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Local Orbeni numărul 44 din 10-11-2020 privind organizarea comisiilor Consiliului Local Orbeni Județul Bacău pe domenii specialitate, care va avea următorul conținut. Comisia numărul 2 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor Comunei Orbeni Județul Bacău, în următoarea conferință, da? Domnul Moraru Dan Constantin, președinte, Panainte Iftimie, secretar, Bonțoi Gheorghe, membru, Bădăuțe Gheorghe, membru și domnul Chelmuș Costică, membru. Articolul 2. Atribuțiile, sarcinii și funcționarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul Local Orbeni Județul Bacău, în acord cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Și cam acestea ar fi de spus la acest punct al ordinii de zi. Dacă sunt intervenții... Poate nu la Bădăuță, dacă vreau. Poate nu la Bădăuță, dacă vreau. După ceva, ține... Trecem la următorul punct. Vreau să fac o precizare aici. Da. Bun, înainte de orice, o să fie colegul dumneavoastră, colegul nostru, firește, urez bun venit. Și prin efortul nostru, dar și prin efortul dumneavoastră, o să încercăm să-l familiarizăm și pe dânsul cu anumite aspecte care țin de activitatea Consiliului Local. Și na. Succes. Succes în activitate. Da, de mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli cu Comuna Orbeni. Inițiativa de da, o să dau citire referatului de aprobare. E vorba de rectificarea bugetului doar pe partea din cheltuieli, fără niciun altfel de suplimentare la partea de venituri. Și o să încep așa cu fiecare capitol în parte. Capitolul 51 la autorități publice și acțiuni externe. Au fost făcute economii până la data la care discutăm, inclusiv salarii de pe luna noiembrie, cu suma de la salarii bază, cap codul 10.010 cu 5,8 mii lei, la norma de hrană 3,7 și contribuția asigurării de muncă 2,4. Au fost suplimentate la același capitol de cheltuieli, dar la investiții cu 1 mii lei. E vorba de punerea în funcțiune a centralelor pe gaz de la primărie. Deci total capitol diminuat cu 10,90 mii lei. La capitolul 61, Ordine Publică și Siguranță Națională, a fost diminuat tot la capitolul cheltuieli de personal cu suma de 2,30 mii lei, la salarii de bază cu 1,7 și pe norma de hrană 0,33 și contribuția asiguratorii de muncă 0,80. La capitolul învățământ s-a suplimentat capitolul 50, titlul 5901, Bursă Elev cu 2 mii lei, la capitolul cheltuieli de capital cu 2,4 lei suplimentare pentru punerea în funcțiune a celor cei trei centrale termice, 3-4 sunt la școală. Total capitol 4,4 mii lei. La capitolul sănătate
s-a suplimentat cu 0,8 milii pentru acela lucru, punerea funcție a cazanelor, la centrală de gaz. La capitolul cultură au fost diminuate la capitolul cheltuieli de personal. Odată salarii bază 0,73 milii, normal de hrană 0,50 milii, contribuția asiguratorului de muncă 0,55 milii și suplimentare cu 1 milii pentru punerea în funcție cazan centru de zi. La capitolul la capitolul asigurări și asistență socială 6802 au fost suplimentate cheltuielile cu salariile de bază 65,60 milii și aici e vorba de asistență personal. Norma de hrană a fost diminuată cu 1,5 milii și ajutoare sociale în numerar cu plus 1,5 milii. E vorba de indemnizațiile și asistenții personali. Am suplimentat pentru că pentru luna noiembrie nu mai existau sume de bani. Bani care ar fi trebuit să-i alimenteze cei de la Ministerul de Finanțe prin Agenția, prin Direcția de Finanțe Publice Bacău, dar până la acolo, dacă n-am primit niciun ban, am aruncat din bugetul local în condițiile care vor lovi de bani, vor rămâne și dacă nu am avea timp și posibilitatea să-i cheltuim acolo unde va fi nevoie, vor să vă duce fondurile urmează și vom cheltui pe investiții la anul ce urmează. La capitolul 68, la asistență personală, la centru de zi, au fost diminuate salariul de bază cu 3,1 mii și norma de hrană cu 2,6 mii. Și suplimentare cu 0,8 mii pentru punerea funcțională centrale termice. La capitolul 84, drumuri și poduri, au fost făcute economii la capitolul reparații curente cu 52 mii lei. Și a fost diminuat bugetul aici. Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Urbeni pentru anul 2021, data în care ne aflăm, va avea următoarea formă. Venituri proprii pe total anul 1390,60 lei, repartizate în trimestrul 1, 241 de mii, trimestrul 2, 633 mii lei, trimestrul 3, 477,60 lei și 439 mii lei. Sume de deducate din TVA, 3844,65 lei pe total an, în trimestrul 1, 1074 de mii, trimestrul 2, 786, trimestrul 3, 1069, trimestrul 4, 915,65 mii. La cote de falcate din impozitul pe venit, 1420 de lei pe total an, din care 347,25 trimestrul 1, 347,25 trimestrul 2, 380,25 trimestrul 3 și 345,25 trimestrul 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care finanțare PNDL 1446,60 mii lei, repartizate în trimestrul 834,60 mii lei, în trimestrul 3, 580 de mii și în trimestrul 4, 32 mii. Finanțarea AFIR 26,30 pe total repartizate în trimestrul 3 și fondul de intervenție al guvernului 60 de mii repartizate în trimestrul 3. Total venituri, la nivel de an avem 8212,45 mii lei, la trimestrul 1, 2511,85, trimestrul 2, 1766,25, trimestrul 3, 2587,45, trimestrul 4, 1346,90. La total cheltuieli, în total an 8970,45 mii lei, repartizate în trimestrul 1, 2540,63, trimestrul 2, 2181,50, trimestrul 3, 2861,42 și trimestrul 4, 1386,90. Față de cele arătate mai sus, vă rog să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurări activității OMV, UAT OMV până la finalul anului. Și o să dăm citire și proiectul de hotărâre. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, în luna decembrie 2021, trebuie să spre preambul. Și merg la articolul 1, se propune activa aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, după cum urmează. Bugetul de venituri ar cheltui așa, va avea o formă, următoarea formă, și cifrele citite anterior. Articolul 2 se propune spre aprobare suplimentarea bugetului cu 2000 de lei la capitolul învățământ pentru acordarea de burse școlare. 3. Se propune aprobarea actualizării și a completării listei obiective de investiții conform anexei numărul 1 la prezentat. Și 4 sumele înscrise în buget pentru anul 2021 vor avea baza legală de fiecare acestora și vor fi stabilite priorități în angajarea cheltuielilor. După cum vă spuneam și mai devreme,
dar în interiorul capitolului cheltuielor au loc modificări, acolo la capitolul niate articole, unde sumele n-au fost cheltuite, au fost preluate și transmise acolo unde fost nevoie, ca să putem închide anul cu bine, atât la nivelul cheltuielor de personal, întreținere, reparații, cât și investiții. Cam asta ar fi. Dacă sunt intervenți cu plasinarea materiale prezentate, atunci se pune la urmă, cine este pentru. Împotriva, ținere. Deci mai e următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Orbit pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6-12-21, inițiator domnul primar, pot fac asta. Da, citesc chiar. Da. Voi da citire proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor SEC Compania Regională de Apă Bacău S.A. în 6-12-2021. Având în vedere prevederea articolului 2009 și următoare din Codul Civil, articolul 8 aliniatul 1, articolul 27 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 241 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, a hotărât Consiliul Local al Comunei Orbeni privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Orbeni și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, ordonanța de urgență a Guvernului 109/2019. Privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu modificările și completările ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară RAVIP, contractul de finanțare 423 din 3-12-2020, precum și contractele de împrumut încheiate cu BERD, văzând adresa SC Crave SA 13038 din 3-11-2021, înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială Orbeni, cu numărul 6523 din 5-11-2021, privind convocarea adunării generale a acționarilor SC Crave SA, având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului, raportul compartimentului de resort, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orbeni, în temeiul articolului 129 aliniatul 2 litera A și D, aliniatul 3 litera D, aliniatul 7 litera N, articolul 139 aliniatul 3 litere D, F și G, și articolul 196 aliniatul 1 litera din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare hotărăște. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Orbeni în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a asociatului în SC Crave SA acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SC Crave SA să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Crave SA din data de 6-12-2021 la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi. Puncte care au fost comunicate prin adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. 13.038 din 3-11-2021. Cele două puncte de pe ordinea de zi. Primul presupune supunerea spre aprobare efectuărilor unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse și servicii care trebuie asigurate pentru anul 2022 în cadrul societății, propusă prin nota internă întocmită de către Serviciul Achiziției Publice în conformitate cu prevederile articolului 8 din ordonanța de guvern 26/2013 și punctul 2, puternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Practic, la primul punct, dând și vin cu justificare, da? Analizând evoluția creșterii prețurilor prezentată anterior, în primul rând asistăm la niște creșteri explozive la gaz. Deci nota justificativă are în vedere atât energia electrică cât și gazul. Datorită creșterilor mai mult decât importanții de prețuri, crește că se impune încheierea unui nou contract de furnizare la nivelul CRA Bacău.
pot. Îi zic așa, centralizarea necesităților de producție și servicii și lucrarea SICE Praga s-a pentru anul 2022 ca urmare a referatelor necesitate și a notelor interne transmise de structurile din cadrul companiei, a faptului că în condițiile expirării la data de 31.12.2021 a contractelor cu caracter de regularitate este absolut necesară demararea procedurilor de achiziție, corespunzătoare încheierii de contracte care să-și producă efectele începând cu 1 ianuarie 2022 sau cu altă dată anterioară aprobării procedurilor care sunt în derulare. Subliniem faptul că pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică în perioada ianuarie-aprilie 2022 față de perioada ianuarie-aprilie 2021, valorile estimative sunt de circa 6 ori mai mari raportat la prețul contractat. Valorile majorate pentru produsele gaze naturale și energie electrică, produse care se tranzacționează pe Bursa Română de Mărfuri, sunt cauzate de creșterea tarifelor aferente, tarife care în prezent sunt mai mari față de prețurile contractate în anul 2021 și în continuă creștere accelerată. De exemplu, prețul contractat pentru anul 2021 pentru furnizare gaze naturale a fost perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021, 107,27 lei megawatt-oră fără TVA și accize, iar la data de 5-11-2021 prețul gazelor naturale pe platforma Bursii Românii din Mărfuri a fost de 646 de lei megawatt-oră. Prețurile contractate pentru anul 2021 pentru furnizarea energiei electrice au fost în perioada ianuarie-august 220 de lei megawatt-oră fără TVA și taxe ANRE, pentru perioada 16 august-31 decembrie de 542 de lei pe megawatt-oră fără TVA și fără taxe ANRE. Astfel încât dânsii concluzionează că practic creșterea se situează undeva la 586%. 602 la gaze și 586% la corect. Asta a fost motivul care a condus la adoptarea acestei hotărâri. Au și un comunicat din partea Asociației Române a celor care gestionează apă, Asociația Română a Apei. Este foarte îngrijorată și alarmată de creșterea continuă și necontrolată a tarifelor la energie electrică aplicate de furnizori, înregistrându-se și majorări de 4 până la 5 ori ale acestora. O astfel de creștere are consecinții imediate și grave asupra serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, creștere inevitabilă a tarifelor la servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru recuperarea creșterii cheltuielilor înregistrate, cauzate direct de creșterea tarifelor la energie electrică aplicate de furnizori. O parte dintre operatorii de servicii de alimentare de apă și canalizare va trebui să-și ajusteze strategiile de tarifare aprobate pentru proiectele derulate prin programul de finanțare europeană pentru a asigura în același timp și plata împrumuturilor propuse din cofinanțarea acestor proiecte. Reducerea investițiilor din surse proprii pentru a acoperi creșterea de costuri cu energie electrică, în loc să se ajusteze tarifele așa cum fusese prevăzut în strategiile de tarifare. Deci, în prezent, în România, dispun de apă potabilă prin sisteme centralizate 13 milioane, aproape 14 milioane de locuitori. Pe partea de colectare, transport și epurare de ape uzate, undeva la aproape 11 milioane de locuitori, adică atunci și prezintă, practic, și populația care, pe undeva, va fi impactată de aceste creșteri. Da, cam asta e situația și cam asta vom discuta la acest punct de zi. Dacă sunt intervenții, doar sunt materiale prezentate. Supunem la loc, ce zic eu? 500 la 100, nu? Nu suntem, nu reușim să înțelegem, dar suntem pentru. Da. Asta se spunea. Nu ne putem pune cu ușii. Da, am rămas vorbim singur. Dar nu înțelegem, dar suntem pentru. Atenție. Principalele modificări sunt cauzate de energie electrică și de gaz. Da. Deci analizează deja la timpul trecut evoluția înregistrată și pe baza ei fac o anumită prognozare, da? Care se situează exact la cifrele și valorile pe care le-ați auzit. Aceste tarife nu ne vor afecta pe noi deocamdată, noi Comuna Orbeni. De ce? Pentru că noi avem un sistem propriu care îl gestionăm noi. De aceste prețuri vor avea șansa să beneficieze cei care sunt sub tutela CRAB în momentul de față și aici mă gândesc la locuitorii municipiului Bacău, sau, știu eu, alte comuni de care poate n-am eu cunoștință, sunt preluați de operatorul zonal. Înțelegi, cred că monstru. Apa, canalul, gazul și electricitatea, la român nu o să mai fie o necesitate, ci un lux.
Ne întoarcem în epoca de piață. Arăți-vă. Da, nu mai văd nicio. Deci, vă spun, rezolvați, ar fi mai optimist. Așa, dacă sunteți friguros. Chiar, dar... Dar nu știu, până-i de... Cine ar vrea? Dar în hărăciunea, dar nu mai spune în hărăciunea, dar e foc timp. Da, deci, lumea ne-a vrut. Cine zice N-avem cum să fim împotriva. Da. Ba da, am fi împotriva, dar poate la cui? Rusului n-a fost niciodată. Vă aș fi împotriva, băi mâna, dar pe și măcar. Vă dă uzi? Nu. Da, ce e ce? Da, da. Râdim noi, dar sunt cronegan, de ce? Deci mai departe. Proiectul hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județului Bacău a ACOR. Inițiată prima propagă. Dar nu se dau citire și modul fundamentare. Știți bine, și comuna Vodea este membra ACOR. Și tot a venit ziua când trebuie să însușim acest acord de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene de Bacău, acolo. Până acum auditul asupra cheltuielor și funcționării UAT-ul Bene făcea auditor extern care reprezenta o cameră de conturi a județului Bacău. Știți bine că de-a lungul timpului, sau dacă nu știți, vă informez, dar unii știu, avem obligația și noi anual să facem acest audit public intern. Urma căruia va rezulta un raport cu măsuri și așa mai departe. Aproape, dacă nu identic cu celul care îl face și Curtea de Conturi. Mai toate compartimentele. Am registru agricol, urbanism, stare civilă, contabilitate și așa mai departe. Și odată ce ne însușim acest acord, probabil în programări ulterioare, pe care Asociația Comunului va face, vom beneficia și noi de acest audit intern, care nu trebuie să ascundem faptul că va fi plătit de către primărie. Va fi plătit. Acești servicii vor fi plătiți. O să trec în revistă, dar fiecare asta vedem și noi care și cum s-au lucrurile și încercăm să răspundem și noi solicitărilor legale. O să dau citire notei de fundamentare și după aceea proiectul de hotărâre. Având în vedere referatul necesității care are ca bază prevedere articolul 6, aliniatul 3, articolul 29, aliniatul 1, litera C și aliniatul 3, și articolul 30 aliniatul 1 și 2 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului hotărârii Consiliului Local pentru însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea. Ce domnul vreau? Se bag domnul din spate. Nu, lăsați-o după ședință, mai amânați un pic. Deci spuneam aici și motivarea proiectului hotărârii Consiliului Local pentru însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre constituie cu pregătire necesitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor legii 672/2002 privind auditul public intern cu modificările și completările ulterioare, respectiv organizarea activității de audit public intern pentru Comuna Urbeni cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public al acesteia. În urma analizei efectuate în comun de Ministerul de Finanțe Publice și de Asociația Comunilor de România, s-a convenit că cea mai economică, eficientă și eficace formă reprezintă constituirea unui compartiment de audit public intern la nivelul filierei județene Bacău Asociației Comunilor din România, având ca scop facilitarea asigurării activității de audit public intern pentru mai multe comune în temeiul unui acord de cooperare prin relații profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități. Dat fiind faptul că în structura funcțională a comunei nu putem cuprinde personal de specialitate pentru realizarea activității de audit public intern și ținând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fiecarei entități publice, în acest caz, entitatea publică fiind comună, în calitatea acestei persoane juridică de drept public și respectiv de instituție publică locală, vă propun proiectul de hotărâre prevăzut ca anexă la prezentul referat de aprobare. Și avem aici proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene ACOR Bacău.
Vreau să dau citire preambulului că sunt o serie de acte normative care prevăd obligativitatea înființării auditului public intern și o să dau doar articolul, dacă sunteți de acord. Articolul 1. Se însușește acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău ALCOR, potrivit anexei care face parte din integrată din prezenta hotărâre. Obligațiile financiare rezultate din acordul de cooperare prevăzut la alineatură pe întreaga durată de existență acestuia se suportă din bugetele locale ale entităților publice partenere semnatare al acordului de cooperare. Articolul 2. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului intern în prevăzut de lege autorităților publice partenere și asociații comunelor din România. Și avem aici anexa care oferă câteva detalii vis-a-vis de acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de public de audit la nivelul filialei județene Bacău ALCOR. Încheiat azi, 6 decembrie 2021. Ținând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială al managementului fiecărei entități publice, în cazul prezentului acord de cooperare, entitatea publică fiind entitate publică locală parteneră, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public și respectiv de instituție publică locală, apreciind oportunitatea unei cooperări între entitățile publice locale participante pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în același timp independența și funcțiile specifice fiecare dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării activității de audit public intern pentru fiecare entitate publică locală semnatară a prezentului acord de cooperare, prin relații profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate și eficiență și colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități, potrivit prezentului acord de cooperare, părțile semnatare, prin reprezentanții legale ale acestora, se obligă la o colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare sustenabilitate și coerență în realizarea activităților de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite pe deplină înțelegere după cum urmează. Aici un acord de detaliate. Părțile care fac parte din acest acord, obiectul acordului de cooperare, drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea activității de audit public intern, atribuție compartimentelor de audit public intern, drepturi și obligații financiare ale părților, clauze de confidențialitate și incompatibilitate, forța majoră, litigiile, durata de desfințare a acordului de colaborare, dispoziții finale. Deci, mai pe scurt, așa e vorba de ceea ce, de fapt și de drept, ar face într-o oarecare măsură și Curtea de Conturi, numai că o face odată la 3 ani de zile, iar noi, așa cum rezultă din ceea ce prevede legea, ar trebui să o facem anual, pe diverse categorii, pe compartimente, după cum am spus. Și odată ce ne însușim acest acord, o să intrăm și noi în acest mecanism și probabil, începând de la an sau când noi programa, de bine, noi o să facem și noi acel auditul public, auditul intern, pe care considerăm într-o oarecare măsură, așa că este nevoie, mai corectează anumite abateri, erori și așa mai departe, sau unele măsuri care nu respectă întotdeauna prevederile legale. Am crescut de spune, dar la adăpost, în ceea ce privește respectarea legii. Dar lucrul ăsta trebuia făcut de mult mai multă vreme, dar se pare că acum nu sunt la ceas. Dacă sunt intervenții, supunem la vot. Ce este pentru? Împotrivă, abțineri? La următorul. Proiect de hotărâri privind aprobarea numărului de și a contului burselor aferente anului școlar 2020-2021, lunile septembrie-decembrie, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Ardeal, județul Bacău. Haideți să trecem în revistă și acest postat de zi. Deci e vorba de aprobarea numărului și cuantumelor burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru lunii ianuarie-decembrie pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Ardeal, județul Bacău. Noi am adaptat o astfel de hotărâre la ședința anterioară, dacă nu greșesc,
care cuprindea prima secvență a semestrului 1, dar acum legiuitorul a schimbat-o și a mai extins un pic posibilitatea de acordare de burse școlare până, dacă nu greșesc, la nota 8-50 obținută de elevi și s-au extins în condițiile în care vor acorda sume de bani, așa am înțeles de ceea ce mi s-a comunicat, să se extindă și numărul și cuantumul sumelor. Și o să dau citire aici. Deci, având în vedere adresa școlii gimnaziale numărul B, prin care ni se comunica numărul de burse și cuantumul aprobat în cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021, în intervalul ianuarie-decembrie 2021, în temeiul articolul 136, alineatul 1, articolul 139, alineatul 1, alineatul 3, litera articolul 154, alineatul 1, articolul 196, alineatul 1, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, prin codul administrativ, hotărăște articolul 1, se aprobă numărul și cuantumelor burse aferente anului școlar 2020-2021, lunile, ianuarie-decembrie, pentru elevii din învățământul preuniversal de stat din Comuna Orbeni, județul Bacău, astfel, pentru semestru 1, luna ianuarie 2021, burse de merit 59, burse de studiu 2, burse sociale 4. Pentru semestru 2, luna februarie-august 2021, burse de merit 87, burse de studiu 2 și burse sociale 4. Pentru semestru 1, lunile septembrie-decembrie 2021, burse de merit 58, burse sociale 5. Se aprobă cuantumul lunar al burselor pentru elevi din unitățile de învățământ pe Universitatea de Stat pentru anul 2020-2020, lunile de ianuarie-decembrie, astfel. 100 de lei pe lună pentru fiecare bursă socială și de studiu, inclusiv cea de merit, cu diferența că pentru copiii care au nota 10, vor beneficia de suma de 150 de lei pe lună pentru fiecare bursă de merit. Articolul 3. Numărul de burse va fi comunicat de către școala gimnazială numărul 1 Orbeni, Consiliul Local Orbeni, în vederea alocării sumelor necesare pentru bugetul anului 2021. Articolul 4. Criteriile de acordare a bursei se stabilesc în cadrul Consiliului de Administrație al școlii gimnaziale numărul 1 Orbeni, în limita fondurilor stabilite prin bugetul local și bugetul de stat. Trebuie să trimite și ei sumele, sau nu? Răspunderea pentru încadrarea și în criteriile generale și specifice de acordare a burselor revine fiecărui ordonator terțiar de credit. Articolul 6. Plata burselor prevăzute în prezenta hotărâre este condiționată de alocarea resurselor financiare necesare pentru acordarea burselor de către Guvernul României. Primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, prin intermediul compartimentului contabilitate, precum și ordonatorul terțiar de credit, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiții legii 554/2004 privind contenciosul administrativ și cu modificări și completări ulterioare. Articolul 8. Secretarul General al Comunei Orbeni va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei, instituției prefectului de Bacău, persoana prevăzută în articolul 6 și va fi dusă la conștiință publică în condiții legii. Cam asta ar fi. În linii mari informațiile care le-am adus la cunoștință. Sunt discuțiuni. Mare materiale. Eu cred că este un lucru bun faptul că s-a reușit să împartăcești doar copiii care... Chiar are nevoie. Da, da. Să încerc să fie și mai mult preocupat de școală. Noi concurență. Da, da. Să stătăm de acord. La cineva? Trebuie să pune la voi, cine se pierde. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de sonorizare pentru anul 2022, conform planului anual de evoluție a taxei speciale de sonorizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide de județul Bacău. Da, câteva ori de vorba de asta, din nou, trebuie la materialul respectiv. Sumele pe care noi le-am, noi deja am aprobat sumele astea. Acum este vorba că suntem de acord cu toate taxele care trebuie să le aprobe mai toate UAT-urile.
Noi am aprobat suma într-o ședință anterioară, de 7,95 lei pe lună, parcă nu? Da, a fost prinsă în hotărârea cu taxele și impozitele locale. Bun, proiectul de hotărâre de astăzi e intitulat proiect privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, conform planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Având în vedere prevederile directivei Consiliului European numărul 1999 privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile ghidului solicitantului, axa prioritară 2, post mediu, domeniul major de investiții, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede articolul 2 aliniatul 12, articolul 6 aliniatul 1 din legea serviciilor de salubrizare a localităților numărul 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede articolul 484 aliniatul 1 din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevede ordonanța de urgență a Guvernului 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 211/2011 privind deșeurilor, a legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu, statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, având în vedere raportul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, raportul compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orbeni, ținând seama de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2913 din 1-11-2021, referitoare la planul anual de evoluție a ta. taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, propune articolul 1. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare atât pentru populație cât și pentru agenții economici la nivelul comunei în județul Bacău, aferent anului 2022, conform planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. Articolul 3. Se împotrivește domnul Boba Costache, având calitatea de reprezentant al Comunei Orbeni în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Primarul Comunei Orbeni și compartimentele speciale se vor ocupa cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile legii 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Prezenta hotărâre se comunică primarului instituției, prefectului compartimentului financiar contabil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău, instituțiilor și va fi adusă la conștiința publică. Da. Noi în fiecare an, ultimele, dacă nu chiar cumva ultima ședință, de câțiva ani încoace, aprobăm cuantumul taxei. Ea firește copilnim și în acea hotărâre de Consiliu Local în care sunt aprobate taxele și impozitele locale pentru anul următor. Noi, practic, am avut în vedere acel grafic de actualizare a prețurilor, aprobat anterior, grafic care, deci, el ca și grafic în integralitatea lui, a fost aprobat în anul 2019 și se duce până în 2041, în care avem evoluția prețurilor la tot ce înseamnă salubrizare. Deci pe tot județul. Persoane fizice, agenții economici, locuitori ai municipiului Bacău. Am despre asta. Cine este pe acolo? Nu,
Da, așa cum am spus la începutul ședinței, sunt atrapați la tot câteva informații privind cheltuielile care au avut loc pentru obiectivul de investiții, amenajare, cote interioră, școală cu clasă de 1-8. Aș trebui să vă spun că procedura pentru care a fost făcută achiziția au respectat toate prevederile legale, situațiile se pot vedea sistemul de achiziții publice, electronice. Și o să trec în revistă capitolul, sunt două capitole de cheltuieli mari, mai multe articole, firește fiecare. E vorba de cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului. În cazul nostru e vorba doar de amenajarea terenului, așa e titulatura, denumirea capitolului de vizier. Reamenajare spații verzi și inervare pentru aducerea la stare inițială, plantare tuia. Total, obiect ar fi vorba de 10.996 lei, valoare ofertată. Da. Iar la capitolul cheltuieli pentru investiții de bază, dar sunt departe de orice suspiciune, că fără nu știu ce categorie de lucrări, de lucrări supradimensionate, e vorba de lucrări de terasament, săpătură manuală și mecanică, lucrări de terasament în cultură din pământ, lucrări de nivelare manuală a platforme, montări borduri 10x5x50 cm, lucrări de amenajare a lei de acces carosabile, strade balat cu 15 cm grosime, pavele de 6 cm grosime, acostamente consolidate cu pereu din betoar, acostamente din balast, desfacere împrejmuiri porți, reparați împrejmuire gar și porți acces. Acolo unde am primit observații și aici o să spun cu cifrele în față, să nu e niciun secret pentru mine. Reparațiile care au dus la împrejmuirea gardului și a porților de acces au fost ofertate și cheltuite suma de 14.000 de lei. Din total 216.921 total contract. Sumele cele mai importante, firește că s-au dus în zona de amenajare de acces carosabil, vorba de asfalt, în sumă de 84.801 lei. Pavelele, de care pomeneam mai devreme, 6 cm grosime, în loc de 50.704 lei. Și celelalte acostamente, 3.000 acostamente din balastru, 2.000 desfacere împrejmuiri și porți, 14.944. S-a lansat așa ideea și domnul Fantou, i-am rămas dator, mi-aduc centralizatorul și prezint cheltuielile, care au fost un mic procent din total valoare investiției. Și cred că nu merita să demolăm gardul ca să avem motive de cheltuit banii, atâta vreme cât el a putut fi remediat și adus la o stare la care el să poată fi în continuare util. Doar porțile ce au fost schimbate acolo, și lucrul să vede cu ochiul liber. Și dacă mai aveți ceva întrebări, nu am nimic și nu am nimic de ascuns. Dar să lămurim într-un fel sau altul suspiciunile care au mai fost pe aici, pe acolo, aruncate pe o piață, că vezi, doamne, gardul ăla, o să mai nu știu ce cheltuieli. Nu. Sunt cheltuieli, zic eu, de bun simț, ofertate, publicate în sistemul de electronic de achiziții publice și așa mai departe. Dar de altfel, toate achizițiile care se fac, nu se fac doar așa de pe ușă. Mulțumesc că ai fost receptiv. Ai prezentat o situație reală, prezent o serie de cheltuieli asupra cărora nu neapărat erau suspiciuni. Se face că nu erau precizate, nu erau aduse la cunoștința noastră pe nicio formă. Nu am avut niciun motiv, nici să ascunde, nici să nu iar atitudinea mea nu trebuie luată ca unul care vine ca și pe contra. Pentru că nici nu-mi place la această atitudine. Iar dacă o sesizere de la un moment dat, nu o fac nici ca să aduc... Vreau să nu mai spun un lucru. Că aveți calitatea pe care o aveți, cea de consilier, și aveți accesul neîngrădit, a vă informa despre tot ce înseamnă atât cheltuieli, cât și alte lucruri care se întâmplă în primăria asta. Este un lucru de contabilitate care vă dă să vă stă la dispoziție permanent. Aveți o redumerire, doamne, vreau să văd și eu cu tare lucru. Nu trebuie. Nimeni nu spune, sau nu vă trădit ușa în asta, în ideea care a solicitat ca să vă informați, dacă le-ați fi solicitat. Nici nu mi se cade. Chiar dacă legea probabil permite acest lucru, avem deschiderea și... Nu e în competența mea să deranjez activitatea personalului pentru o chestie care ține, eu știu, la urmă, eu o știu din
Dacă ne-a adus la cunoștință în fața tuturor, cred că este un lucru care... Este un document oficial, nu improvizat de mine, exact ce trebuie să fie clar de toată lumea. Și o să pot fi clară și fără ce fel de... Deci nu o repic pentru că... am ceva mâncinat, nu-l prăzit, ești trebuit, el e dată din stat. N-am luat-o ca atare, de asta am și venit, am zis o prezentăm, că e bine să evităm orice alte discuții care nu și-au făcut, deci postul și niște. Să arătăm că e luat-o ca atare, dar dacă ți-ai revenit și am văzut aici o chestie, nu te mă bucură. Mi-a dus și acea stare care de siguranță, că n-am văzut un lucru care nu fie așa, să nu fie rea. Știți și dumneavoastră foarte bine că lucrurile astea sunt verificate și răzverificate. De toate organele de control, mai ales pe investiții și unii sunt cheltuieli care sunt de anumită avergură. Da. Sigur, da. Orice somnă este destul de importantă. Este, știu, dar era mai bine ca aceste cheltuieli să fie discutate în bucătăria noastră, înainte de a ca alții să le... Corect. Să le vină. Lucruri pe care le-am și făcut ca să nu mai fie nicio treabă. Nu, pentru că s-a găsit această cale și că încet de mai... La fel sunt foarte mulțumit. În urma discuțiilor pe care le-am avut, nu știu dacă era chiar în ședință sau în preliminar, astăzi am văzut și o altă de ședință de Consiliu, în care, pe lângă subiectele uzuale, am văzut și chestiuni care țin de viața noastră de toate zile, de viața noastră socială, cu prezența medicilor. Așteptăm și pe ceilalți factori din diverse domenii, din instituțiile care de servesc populația la nivelul comun. Am spus să fim mai prezent. Cei de la poliție n-au putut veni cu acordul. Nu e problemă, știm asta. Dar la următoarea ședință va fi prezent. Eu început și pentru noi, care fiind și un început, aproape început de mandat, astfel încât pe parcursul an să putem lua contact cu toate domeniile vieții sociale, astfel încât oamenii care vin să-i sprijinim, sigur mai au nevoi, sigur mai au probleme care țin și ne le aduc la cunoștință, în primul rând. Ședința de azi a fost extraordinară. Adică, iată, a schimbat un pic tipicul ședințelor noastre, care, la un moment dat, așa e, devin plictisitare. Îți cifre, ce să comentezi, n-ai ce. Păi, a venit doctorița. Ne-a mai încălzit o leacă cu subiectul. O să fie nu știu. Dar dacă v-am gândit la ședințele anterioare, am zis că în limita timpului și până la închiderea anului, exact. Vom avea cunoștință și informații și din partea de sănătate, de eu știu. Sunt atâtea, mai sunt subiecte care noi, înainte de ședințe, ar trebui să le mai discutăm și în afara camerelor, deși în laboratoarele noastre din lucru. Mai sunt lucruri care trebuie să le discutăm, să le avem în vedere, pentru că ne-am amintit astăzi de jurământul rostit de geamă și am văzut faptul că suntem totuși în slujba comunității și nu sunt vorbiva. Dar dacă ne-am reacut jurământul, uitați-vă. Am impresia că noi din Europa, așa,